20:15 intro, da. Ce intro? Podcast cu Alex Mire. Aia e camera mea. Deci eu mă uit numai în camera aia? Adică dacă vrei să vorbești, da. Atunci când vreau să vorbesc cu publicul, trebuie să mă uit doar în camera aia. Avem în sfârșit podcast cu domnul Alex Mire. L-am mai avut în 2017, ai slăbit mult. Asta e un lucru rău. Probabil. 2017 la o gală. La live. 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 Făceam noi un live. La credeam cu să fie tare. N-am fost. A fost? A fost. Aveam 105 kg. 105. Și ai slăbit. De la ce? De la ce am slăbit sau de la ce aveam 105? De la ce ai slăbit? De la motivație. Serios? Adică ai ținut regim, da, ai făcut, da. Așa, eu am crezut că viața te-a slăbit. M-a ajutat și stresul și efortul fizic, dar fără regim n-aș fi reușit. Bun, hai să vorbim așa de la început, ca să zic, pentru cei care te admiră, pentru fanii care nu te cunosc de la început. De unde ai început tu? Cum a plecat chestia asta? Ai simt, mamă, eu sunt rapid și uite, eu mă dau cu ăsta, cu rulmenți, cu căruciorul ăsta aici, în spatele blocului și eu nu, mie nu-mi e frică că trecem, nu știu, adică cum ai ajuns acolo? M-au atras mașinile să cred că din momentul în care am început să stau pe lângă tata și m-a lăsat să stau în brațele lui la volan, m-a lăsat să conduc și așa mai departe. Tot timpul am spus când am avut ocazia că îi invidiez ușor pe colegii din motorsport care au background în familie cu părinți care au făcut motorsport și se trag, au avut contact cu motorsportul de la o vârstă fragedă. N-am avut ocazia asta, am început, prima mea dorință în materie de mașini a fost să-mi iau permis, am făcusem calendar din anul în care tăiam zilele. Da, știu. Cred că toți am avut. Majoritatea băieților pasionați de condus. Nu înțeleg pe cei care avut... nu-s pasionați sau nu-și doresc să-și ia permis. Bă, frate, sunt oameni care folosesc trotinete electrice. Da. Și acum, hei, și eu am trotinete. Bine, nu contează. Și așa am ajuns să-mi iau permisul. Eu, fun fact, am dat prima dată permis la 16 ani, voiam să-mi iau scooterul la 1 și am picat la sală și am zis că nu mai dau. După care, pentru permisul de categoria B, am luat 25, nu mai știu cât sunt. Cât minimul erau 22. Maxim, am luat. Maxim, 26. Pare. Da, așa, cred că da. 26. Și practic așa a început totul. Am avut prima mea mașină, un Matiz. A început cu dreptul. În timpul ăsta am comandat deja o Alfa Romeo, despre care nu vreau să mai povestesc, că știe toată lumea, cel puțin dintre cunoscuții mei, da, cu care am avut o grămadă de probleme. Cert e că am ajuns unde ajunge orice pasionat, puști, de condus, să zic, okay, pasionat de mașini și fără cunoștințe legate de posibilitățile pe care le-ai putea dezvolta în materie de motorsport la curse ilegale. Întâlniri, haos, știi și foarte bine cum așa se era întâmpla. Viața, vârsta, adică da, 19 ani, 20 de ani, erai zmeu, mutai munții, nu se întâmpla nimic, eram cei mai tari, fetele, mamă, unde mergem, la curse, wow. Da, aveam nopți zilele în care ieșai în oraș. Știu pe ăla, știu pe ăla. Zi, erai la Oradea, la nu știu ce cursă, că ai stabilit acolo o oră, că ai să pleca la Oradea. Haos de ăsta de 18-20 de ani. După care am luat parte ca spectator cu Daniel Onoriu la o etapă de VTM. Okay. Inclusiv fi el spectator, adică nu se dădea momentul ăla. Și m-a atras ideea că uite că se poate merge tare cu o mașină și într-un cadru organizat unde să poți să dezvolți cumva chestia asta. Și mai mult decât VTM-ul m-a atras ideea de a merge la raliu, însă în momentul ăla, ca să fii debutant la raliu, trebuia să participi automat și la viteză în coastă cu Cupa așa Dacia. Așa era regulamentul. Da. Ca să poți să te dai altfel, nu? Și așa am ajuns, practic, în lumea asta, de unde am rămas, unde am rămas implicat de, nu mai știu, 14 ani. De la... Foarte implicat, foarte da, implicat, da, cu Facebook, cu grupuri, cu filmări, da, cu... Am, adică, na, practic toată restul vieții mele de atunci s-a dedicat motorsportului. N-am ce... avut alte pasiuni pe care să le dezvolt atât de mult. Încearcă să le explici oamenilor, dacă poți,
câte ore pe zi înseamnă pasiunea asta ta dedicată motorsportului, adică ce înseamnă restul vieții, că ajungem și acolo, adică ok, ai avut 19 ani, 20 de ani, 21, 25, 28, erai singur sau nu aveai familie sau nu te interesa aspectul ăsta, aveai timp, decideai pentru tine, stăteai nopțile la garaj, la caterincă, da, la nu știu ce, la... Ce înseamnă pentru tine? Nici nu mai știu câte nopți n-am ajuns acasă lucrând la mașină și poate ar fi ok să le mulțumesc celor care m-au ajutat în toate momentele astea. N-am stat niciodată să fac așa, să contorizez cumva timpul pierdut sau... Da, e foarte mult timp pierdut. În primul rând, timp pierdut în care ai putea să faci lucruri, nu știu, utile. Și tu stai să cauți informații, să le pui cap la cap, să vezi ce înseamnă o anvelopă soft versus una hard. Mie mi-a plăcut foarte mult tot timpul să mă implic și în partea asta tehnică și să înțeleg cum funcționează lucrurile dincolo de pilotaj. Mi-am dat seama că n-ai cum să fii un pilot rapid dacă nu știi cum merg cele lucrurile pe care le controlezi tu. Dacă nu înțelegi mecanic acolo ce se întâmplă, măcar basic, cât de cât, nu trebuie să... n-ai cum să încerci să fii mai rapid de atât. Plus că în raliu, într-un sport atât de complex, în momentul în care mergi cu mașina și apar diverse zgomote, sunete, ai nevoie să știi cam de unde vin, cât de periculos e să mergi mai departe cu sunetele alea, cât să reduci viteza, cât riști tragi, din cât integritatea mașinii, astea, da. Bă, mai are rost, fac daună de nu știu câte mii, n-are rost și așa mai departe. Da, asta sunt piloți, ai cunoscut piloți care nu au noțiuni de mecanică? Da. Și cum se descurcă? Sunt lenți. Pur și simplu când se întâmplă ceva s-a oprit, nu știu, am un caz concret, nu pot să dau nume, că e cunoștință comună. Niciun rost, Doamne ferește. Care să nu și-a dat seama că patinează un ambreiaj și a mers cu el așa până s-a topit. Dar știi povestea cu pilotul ăla francez care a venit în campionat și le-a zis că se învârtă anvelopele pe jantă mecanicilor? Am auzit ceva cu anvelopele, da? Cu învârtitul. Și... Da? E o poveste. Și... Adică era discuția, știi, între mecanicii români, că a venit boșorogul ăsta, ne arată el, nu știe, el pleacă, mă, știi? Și a venit omul și le-a zis, domnule, pun frână și se miște, nu, e ok. Du-te, domnule, de aici, ia dă-mă cu cretă pe jantă și pe cauciuc. Și că a pus frână și s-a dus la jumătate de tură și își dădea seama omul ce înseamnă experiența, da, la nivelul ăla, știi? Bine, o fi mit, o fi adevărat, nu o fi, habar n-am, eu nu-mi dau seama, eu sunt mort, n-am nicio treabă, dacă îmi pui Pirelli, dacă îmi pui, nu știu ce, anvelope de-astea de vară, de stradă, de nu știu ce, nu simt diferența între ele, dar... Na, probabil că ține de exercițiu, ține de mers legat mult, de, mulți kilometri și așa mai departe. Legat de asta cu anvelopele, tot timpul mă mai întrebau oameni din cunoștințe, admiratori, fani, nu știu cum vrei să le spui, da, ce părere ai de anvelopele alea față de alea și eu, na, mult timp am mers cu ce găseam și ce reușeam să capă de la unul și de la altul. Și, nu puteai să faci, adică, și nu puteam să-mi dau seama, să faci diferență. Ce să-i spun omului, că eu n-am mers niciodată cu anvelopa aia nouă, să o compar cu alta de altă marca, aceeași compoziție. Da, aici e, să ai stive, să ai, să-ți aducă oamenii, să aducă oamenii, și dai, cum, ia vezi, cum e pilot sport versus, na, știi, să te dai, să vezi, să încerci. Dar astea sunt la nivel mai mare, probabil. Odată implicat într-un nivel mai ridicat de competiție, să zic, odată ce am intrat în raliu și am fost destul de angrenat în chestia asta, am rupt destul de repede legătura cu liniuțe, curse ilegale, pierdut timp nopți prin oraș și așa mai departe. Aș fi ipocrit să zic că... Ai mai fost noaptea la curse? Am mai fost, dar tot timpul am încercat să evit și să o fac într-un moment în care chiar mi se părea că e suficient de sigur. Sigur, da. Adică, da, știu, înțeleg perfect ce spui și cred că și oamenii înțeleg. Odată ce te înscrii într-un club sportiv sau cum vrei tu, club de pasionați sau echipă de curse sau nu știu, cum vrei să o numești, automat te duci acolo, ca la job, ai o chestie, ai o imagine pe care trebuie să o, știi? Da. Nu poți să vin, stau cu aia la IKEA să mă învârt cu asta, într-adevăr, pisica în cerc. Era o, era o chestie la momentul în care m-am apucat de curse, nu știu dacă e adevărată sau nu, okay, dar
S-ar putea să fie și ar fi cumva corect să fie adevărată. Că dacă participai, îți luau licența exact, de pilot. Exact, dacă te prindea la curse ilegale. Uite, poți să-l întrebi pe Norris acum. Uite, frate, da, ia nu, zi-mi, da, dacă nu cred că ar fi rău. Adică, da, cumva, știu că așa se vehicula, poate cumva, așa îi țineau pe oameni. În momentul ăsta, de exemplu, dacă aș fi prins într-un accident, să zic, din cauza unor curse ilegale sau ceva, cred că ar fi un moment rău pentru atât pentru imaginea mea, cât și pentru federație și toți oamenii implicați. 100%. 100%. 100%. Trebuie să promovăm ca oamenii să nu mai meargă pe stradă, exact. Pentru că este foarte periculos, se pot întâmpla atât de multe lucruri. Adică da, eu le spun oamenilor așa, Senna a murit pe pistă în accident de mașină. Dacă el a murit așa, se poate întâmpla oricui. Da. Adică nu poți să-mi spui tu, da bă, gata, știu, da, eu și, sunt zeu, fac, drag, vă arăt eu nu știu ce. E vorba asta, de inconștiență. Chestia asta, o zicem tu, probabil că pentru mulți dintre urmăritorii tăi ești o fire mai comică sau faci multe glume și așa, dar nu zicem doar că suntem aici, chiar o zic serios, da, de câte ori am ocazia. Da. Da. Dacă vrei să mergi cu mașina tare, avem atât de multe opțiuni în momentul ăsta încât ar fi păcat și chiar nu înțeleg. Sunt atât de mulți oameni cu mașini extrem de tari și de rapide care nu ajung niciodată la circuit cu mașina, dar încearcă să demonstreze lucruri prin oraș și prin tot felul de locuri unde n-ar fi cazul. Ei, sunt mai multe motive. Unu, nu toți posesorii de mașini tari știu să-și conducă. Adică eu când am făcut cu Vali Autocross Arena, el a zis, tu vii cu o comunitate în spate, deci toți aia o să vină să dea aici. Nu, nu o să vină toți să se dea aici, pentru că nu toți pasionații de mașini modificate știu să și conducă tare sau vor să și conducă tare sau sunt pasionați de a conduce tare. Știi foarte bine că foarte mulți oameni își cumpără mașinile astea tare în oraș ca să impresioneze lumea, fetele, să arate că au bani și așa mai departe. Una e să vii să mergi 40 de kilometri cu o mașină la circuit, că se fac foarte mulți kilometri în turele alea care trec așa la 2-3 minute un tur, da. Știi, se fac kilometri, sunt costuri, plus că nu vrea nimeni să se compare. Aia m-am înțelegi? Eu, adică da. Nu vrea nimeni să se compare acolo, pe pistă, haide mă să fac, știi? Civic. Da, și atunci oamenii zic, a, m-a bătut o fată, m-a bătut nu știu cine, m-a... lucru care nu se poate compara. Una e V2 beginner, știi? Și oameni care fac asta... Da, cum să spun, adică oamenii fac asta ca o meserie, oamenii scriu pe volan lucruri și știu, trag atât, trag atât, trag, adică e meserie, job-ul ăsta, mă duc și dau acolo la lopată, asta e, trebuie să fac, eu dau de volan, știi? Da. Și nu mi-e frică și mă dau, veniți și voi, dați-vă și voi și nu, să nu vă fie frică, să nu aveți instinct de conservare și poate sunteți rapizi. Da, la noi oricum chestia asta crește. Ai văzut și tu că na, trecem amândoi prin aceeași etapă de când erau cursele pe autostrada Soarelui neterminată și așa mai departe și mamă ce bucurie era că era acolo o bucată de asfalt unde să poți să te dai, până la circuite, mai multe circuite. Uite, avem două circuite de asfalt în țară, avem de macadam, avem TT-uri să poți să te duci să te dai. Ai inclusiv ai... campionat oficial de drag. Campionat de drag, cu roll cage, cu reguli, cu federație, afiliat, ai zi, drift, ai toate, toate. Sau au mai apărut garaje care mai fac, mai sudează, mai pui, mai face cineva un roll cage. Mai... Adică, da, pe vremuri era CNC tuning, mă duceam și mă uitam, costau bările alea cât costau, știi? Pit stop tuning. Nu, CNC tuning a fost primul. Primul a fost CNC tuning și după aia a dispărut CNC tuning și a apărut pit stop tuning și... După aia dispăr și pistop tuning, că na, asta e. Și Aspad. Și Aspad e și acum, îți vine să crezi că Aspad... Vinde cu Osram, da. Aspad Osram. Am fost la ei. Le-am zis, băi, eu vă știu de când erați în Tei și vindeați chipuri. Primul meu. Chip. Erau singurii care făceau. Doamne, doamne, chip. Mamă, mi-am pus chip. Și tobă. Și tobă. Powerful. Pa, aia, rotundă powerful. Aia era singura tobă pe care puteai să ți-o pui. Dar... Da, legat de chestia asta, sunt implicat de mult timp în proiectul Smart Driving, care pe lângă că organizează evenimente atât la circuit cât și corporate, fac și track day-uri și cursuri efectiv individuale și adică un pic mai... Cât costă un curs? Next level cu... Cât costă un curs? Mă ceartă, Marius, că mișcă ăsta 100%, dar și primul. Stai să-mi termin ideea, da, că iar mai te rog, iar, deci atenție, iar l-am întrebat. Și apreciez tot timpul și le spun chestia asta în față, oamenii care vin cu mașinile lor foarte tari, Porsche, Ferrari, Lamborghini, și vor să vină la circuit într-un cadru organizat cu un om care știe cum se controlează o mașină și spun că vor să învețe să controleze mașina aia, să nu-i fie teamă de ea pe stradă sau să iasă ok dintr-o situație limită. Și le spun verde în față tot timpul și
ochi în ochi, că îi apreciez pentru chestia asta, e primul lucru pe care le spun. Cum să spun eu, trebuie să te ducă puțin capul să-ți dai seama că nu ești stăpân pe chestia aia și că mai bine te duci și înveți, plătești sumele de bani, nu cred că este o problemă pentru ei care conduc mașinile alea, adică n-ai cum să fie o problemă un curs de conducere sportivă sau defensivă sau cum vrei tu să-i spui. Și eu am spus-o întotdeauna și în discuțiile cu Vali Porcișteanu și cu alți oameni care fac curse că ar trebui să fie cumva obligatoriu, știi, ar trebui să fie cumva, adică nu există să te duci la un curs de ăsta, oricât de bun ai fi tu pe stradă, oricât de talentat ai fi tu, oricât de mult ai simțit eu tu în fund, vorba aia, să te duci la un curs de ăsta și să nu pleci cu ceva pe plus de acolo. Adică este imposibil să nu pleci cu ceva, pentru că cursurile astea au fost făcute de-a lungul timpului cu oameni, cu metode și așa mai departe de învățare. Am avut tot așa la un curs o fază memorabilă în care un om, zice, că sunt tot felul de oameni care vin, unii care vin conștienți că învețe, alții să arate că sunt mai buni decât voi, probabil. Se contrazică pe anumite chestii. Și la un moment dat s-a ajuns într-o situație în care unul dintre cursanți a pus pariu cu noi, cred că făcea cursul cu Zabi în momentul ăla, că dacă lasă în pace să meargă fără să-i spună, să-i dea nicio indicație, că merge mai rapid. Decât dacă îl ajută el, dacă când să frâneze, când să așa, ok. Și n-a fost. Și dai seama că n-a fost. Da, și-a dat seama și chiar a fost ok omul la final și-a dat seama, bă, aveți dreptate, am fost prost. Bă, sunt pentru ce situații faceți. Când tu chiar crezi, adică ești convins și eu am, dar asta eu sar acolo, adică eu sunt convins că sar acolo, adică nu se pune problemă, bă, nu sări căzul picioare, lasă-mă mă să sar, că eu chiar sar până acolo. Da, da, deci oamenii sunt fel convinși de lucrurile respective, zi-mi cât costă cursul. Cel mai simplu, smart-driving.eu. A, intrăm acolo și pac, ok. E în funcție de pachetul pe care alegi, ce mașină vrei, dacă vrei cu mașina ta e o altă discuție. Deci poți să vii cu mașina ta. Suntem flexibili. Ceea ce e bine. Bun. Deci, din 2017 până acum, ai mers la VTM. Audi, nu te mai întreb, că ai zis că... 2008. Lasă-mă 2008. Eu din 2017 am rămas cu discuția mea în capul meu de când ne-am văzut până noi. Până atunci se știe. Până atunci ai mers la VTM, ai povestit că te-ai dat. Cu ce te-ai dat? Cu Logan, prima dată la raliu? Logan, la raliu și la coastă. După care un Clio care mi-a schimbat total percepția despre cum se conduce o mașină. Cu tracțiune față. Da. Okay. Un Clio Cup. Da? Era... Eu am văzut, mă, merg tare, mă, și cum mă mergea tare cu Clio. Nu mai merge tare cu Evo acum. Mașina era în configurație de Clio Cup. Ok. Suspensia era aproape fixă, atât de tare era. Ok. Și în prima mea cursă cu mașina la Sinaia, primul start, primul viraj m-a răsucit. Ok. Am dat în spate cu mașina, am plecat la următorul, la mănăstirea acolo, m-a răsucit și la următorul viraj și abia plecasem de pe loc. Și am mers încet așa, gândindu-mă până sus ce am greșit. Și mi-am dat seama de multe chestii și mașina m-a ajutat foarte mult în a-mi dezvolta un pic abilitatea asta de a simți efectiv tot ce face mașina. Adică era un pic exagerate, nu erau clar o mașină de coastă, dar m-a ajutat mult din punctul ăsta. Adică era o mașină greu de stăpânit pentru traseele noastre, poate dacă ar fi avut un asfalt perfect. Nu aia e problema. Problema era setup-ul mașinii. Era total greșit pentru coastă, dar atât era bugetul, mi se părea cea mai tare mașină pe planetă în momentul ăla. Cum a fost cu Loganul la raliu? Adică... Foarte tare. Din asta, punctul meu de vedere, cred că e pentru începători e cea mai tare, cea mai bună decizie Loganul pentru raliu. Pentru mulți care n-au avut ocazia să urce mașina aia, mai ales pe o probă de macadam, n-au cum să înțeleagă. În momentul în care vii cu Loganul pe probă sau chiar la un raliu, pe top 10 la general, Mitsubishi-uri și tot felul de mașini rapide, nu, e senzațional mașina, foarte tare. Merge tare, trebuie să poți tu să mergi cât de tare merge Loganul la raliu. E clar că exagerez la un moment dat, dar rezultatele sunt impresionante pentru cât intri costă în transă, mașina. Intrai în transă cu Loganul la raliu? Aveai momente, nu? Am avut o cursă care mi-a rămas în suflet. Printre cele mai tari rezultate de când merg la curse, aveam cred că ultima dată când s-a ținut raliul Brașovului pe Macadam, Țara Bârsei, îi spunea. Da. Aveam înainte de ultima probă de recuperat vreo 18 secunde față de locul 2 și până în momentul ăla toate raliurile le terminasem pe față de locul 1. Și până în momentul ăla luasem numai 3-2-3-2 și în ultimul parc de service i-am zis lui Dragoș, copilotul meu, bă, zic, încercăm să mergem să batem sau ne mulțumim iar cu locul 2. Și hai să batem.
Am aruncat tot din mașină, inclusiv apă, mâncare, caiete. N-am ținut decât dictarea. Roz de rezervă, după care am aflat că am fi fost penalizați pentru asta. Chiar n-am știut la momentul respectiv. Okay. Nici ei n-au știut și asta a fost? Eram atât de concentrați încât de la parcul de service până la startul probei n-am vorbit nimic unul cu altul. Bă, nimic. Nu ne-am zis nimic. Eu știam pe unde să o iau, el doar verifica că o iau bine pe legătură. Și de la start până la finish n-am fost nicio greșeală. Nici el n-a greșit nimic cu dictarea, nici eu ca și stil de pilotaj. Și, uh-huh. Și am câștigat raliul cu o secundă sau două diferență. Ai un board acolo oare? Bă, nu mai știu dacă am, nu cred că am, că l-am căutat de multe ori. Am multe onboard-uri salvate pe acasă. Păi dar... știu că tu filmezi mult și de asta zici, da, mă gândeam că poate ai. Aia, nu, pentru că am aruncat și camera. Jur. Și asta e cel mai mare regret al meu din raliul ăla. Da, măcar ai rămas cu amintirea, da. Da. Da, foarte tare. Am senzația e... Asta le zic tuturor care vor să-și ia mașini tari, să mă întreabă, dar cam câte mașini sunt acolo? Dar ăia se dau de mult, dar cam ce poți să câștigi, știi? Zic, bă, luați-vă cu mașini, să vă bateți, să fiți cât mai mult cu mașini similare. La fel, ca să fie... Satisfacția aia e, să te bați cu oameni și să, după ce muncești și câștigi... Aia e satisfacția. Ai satisfacția că ai făcut tu niște chestii în plus față, exact. N-au contat banii, nu banii exact, au fost exact. Aia care au decis. Da. Știi? Adică, bă, ăla adică are bani, a venit cu sponsor, a mai tot ne-a bătut pe toți. Închipuiesc că am mers cu mașini scumpe de 50, 70, mulți, da, mii, mix. Mulți bani. Da. Și eu tocmai ți-am spus că cea mai mare satisfacție am avut-o cu Logan. Da. Contează mult și asta era subiectul abordat de oamenii care zic, a, ce nu te-ai dat cu Logan la rally? Da, da, mă, ce asta e cu clar Logan, că... mă, frate, e clar că... tu măcar un BMW, o pisică, vorba aia, o ceva, un cropea acolo. Asta e, să știi că ăsta e singurul regret în momentul ăsta, că n-am avut ocazia încă să merg cu propulsie la rally. Îmi doresc. Nu e timpul pierdut. Nu e timpul pierdut. Cred că e... Mi-e dor de raliu. De mereu mă gândesc că să fac așa măcar o etapă, o chestie, dar n-am avut timp. Da. O să ai. Că nu mi-am dorit suficient. Probabil că nu ți-ai dorit suficient, da. Nu ți-ai dorit suficient, ai alte lucruri de făcut acum, da, pe care te concentrezi. Bun, te-ai dat cu Logan, te-ai dat cu Clio, ok, să trecem așa. Te-ai dat la raliu, te-ai dat la VTM. Dintre raliu și VTM ai rămas la VTM. Probabil că din considerente financiare, nu că ți-a plăcut mai mult VTM-ul decât raliu. Nu, nu, raliu a rămas în continuare în sufletul meu, destul de sus pe listă. Practic din anul cu Clio am mers doar la VTM. După aia am... că am luat Honda și am făcut un an de pauză, ceva, 2011. Probabil, da. Honda Kamikaze. Da. Da, cred că în 2014, ceva de genul ăsta, am luat Honda, cu care am mers și la raliu la un moment dat. Țărac. La asfalt, la un Cluj. Și am câștigat și acolo. După care am început... e foarte mult de povestit. Să ne rezumăm la... Te rog, haide, zi. Da. Zi, că nu e problemă. Zi ce vrei tu. Luasem... e mișto ca poveste. Te rog. Cred că ne prinde... Hai mă, acum, că te-o scurtez eu, te tai eu. Luasem Honda și... Nu mai știu etapa la care... Eram în 2013. Ok. Și... a fost un an mișto în care mergeam și la, de fapt, după aia spun la ce mergeam. Am fost la prima etapă cu Honda și s-a spart motorul. Ok. Și eram tot așa, pe mega low budget, cu datorii, cu ajutori de la prieteni și așa mai departe. Și într-o seară la Andrei, că tot am vorbit cu el la SKN la garaj, mașina parcată cu... capota ridicată, ne uitam toți la mașină, gânditori, ce am putea să-i facem, știi? Și a venit un tip, o să spun după aia numele lui, care tocmai își modificase o mașină la SKN. Să-ți dau motorul meu. Nu, era un 335i mașina lui. Ok. Turbine, da, cu evacuări, cu power. Și s-a văzut el când suntem frământați pe acolo, nu știa decât pe Andrei. Și m-a întrebat la un moment dat, din vorbă în vorbă, că a văzut că suntem cu mașina de curse, știi? Părea curios cumva de... Fenomen. Intrigat de curse, de mașini de curse.
Și dintr-una între alta am ajuns să-i povestesc ce s-a întâmplat și nu înțelegea de ce nu mergem la următoarea etapă. Păi zic, nu avem motor, nu avem bani, nu avem de niciunul. Și răspunsul a fost, consideră că banii nu mai sunt o problemă, dar trebuie să ajungi la următoarea etapă. Ok. Și am făcut tot posibilul și am ajuns la următoarea etapă. Mai mult decât atât am mers și la Cupa Suzuki când am ieșit campion în 2013 la Raliu. Deși am început jumătatea campionatului să particip. Și na, a fost, îți dai seama de câte ori se poate întâmpla asta în viață, foarte unora nici le vine să creadă, știi? Da? Ok. Și tot timpul l-am apreciat pentru chestia asta și am mulțumit când am avut ocazia și l-am ajutat cât am, tot la fel, când am avut ocazia, e vorba de Gabiene. Bun, nu știam. Da, păi asta, mulți nu știau. Și... Da. Da. Foarte bine. Da. Mai e sponsorul tău acum? Nu, suntem prieteni. Okay. Ce puțin, adică sponsorul tău, dacă mai sponsorizează? Nu. Nu știu. N-am, în continuare, mi-e teamă să zic chestia asta, nu știu exact de ce s-a rupt legătura cu el. Bănuiesc niște vorbe aruncate de anumite persoane. Eu n-am nimic să-i reproșez. Sper că nici el mie. Vorbim în continuare. Chiar am comandat azi ceva de la el. Eu în continuare îl consider un prieten și mulțumesc pentru ce a făcut la momentul respectiv pentru mine. Da. Dar el făcând chestia asta, tu l-ai adus pe el în curse, da, cum ar veni. Da. Că după aia și-a luat și el o mașină, l-ai ajutat, da, cumva, probabil l-ai consiliat. Adică... Poate sunt... subiectiv, dar cumva consider că ce am făcut eu pentru el a însemnat mai puțin decât a făcut el pentru mine. Da, adică da, el a corect. Făcut mai mult pentru mine. Da, am înțeles. Nu se pune problema, dar i-ai deschis și calea asta către curse. Da, probabil că prin gestul ăla cumva asta își dorea momentul ăla să... Știi? A intrat la curse. Da. Nu știu, se mai dă acum oare? Da. E într-o mică pauză, dar... Are am văzut că s-a dat și la Raliu și la VTM și adică foarte bine, bravo. Bun. Deci te-ai dat că ai făcut Honda, zi-mi cu Honda, zi-mi, povestește-ne cu Honda, hai, zi-ne cu Honda. Ba, am ajuns să merg de tare cu mașina aia, încât nu-mi venea nimeni. Ai apărut zi, în lume, în analele internetului. Mi-au scris oameni din Japonia, din toate colțurile lumii, că ce set apare. Mașina era vai de capul ei, adică era o mașină construită de Schmack Motorsport, care au făcut Honda de grupa N. Ok. Dar atât, adică șasiul era, și nici ăla era din 97. Dai seama, sărac, obosit. S-au dat toți pe la noi cu mașina. Aveam o suspensie Proflex de raliu, care nu fusese niciodată revizuită, curgeau amortizoarele. Dar era mașina, mă înțelegeam. Oamenii ăștia, apropo de suspensii și așa, să mai fac o paranteză, că am cu off-road-ul eu și așa, și sunt niște suspensii entry-level fixe. Da. Erau și la mașinile de stradă și mai sunt suspensii cu compensatoare, cu diverse lucruri. Și oamenii vor, că n-a vrut tu, știi cum e, gratis. Și nu știu ce, bă, n-ar fi, hai să zicem că n-ar fi o problemă să le iei. Le cumpere, dai banii, ok. Nu, dar trebuie să faci revizie la ele. Să mergi la revizie, cu ore de funcționare, că așa e la curse, cu ore de... Nu mai e așa simplă treaba, știi? Nu e simplu nici cu revizie. Nu vreau, domne, atunci nu mai întrebi mie, dă-mi dale. Deci de asta spun, la curse treaba e complicată. Suspensiile, că dacă am fi într-o țară civilizată și ai avea pe cine să te bazezi la service, de exemplu, de suspensii, poate n-ar fi nici asta un impediment. Sunt ferm convins, dar nu suntem, pentru că... ardem niște etape, pentru că nu avem suficient de mulți bani încât să avem aici în studio ăsta 10 oameni plătiți ca să facă niște lucruri și știi? Și atunci probabil era loc și pentru aia cu suspensiile. Apropo de asta cu suspensiile, că mi-am adus aminte, am lăsat lui Mario, pe care mulți îl știu ca celebru mecanic de suspensii. Okay. O suspensie de Subaru, cred că cu vreo 4-5 ani la revizie. Nici în momentul ăsta nu e gata. Păi e vina ta, mă. Știu. E vina ta, nu e vina lui. Corect. Eu așa le spun tuturor oamenilor care merg și își lasă mașinile la servisuri luni de zile. N-ai cum să lași luni de zile. Te duci, am asumat-o, știu. Am zis că îi mulțumesc și că nu m-am să fie primită. Consider că atât a costat prietenia noastră. Știi? Bă, și eu când îmi cer oamenii împrumut, mă gândesc dacă pot să mă lipsesc de banii ăia și... Da, nu, că n-am. Da, mă, cu oamenii știi cum e. Eu am un album pe Facebook care se numește Friends și acolo în descriere scrie că ne înțelegem până nu ne mai înțelegem. Da. Înțelegi? Și după aia toată lumea merge pe drumul lui, nu e nicio problemă.
ne-am bucurat de clipele alea împreună cât au fost și asta e. Poate că omul are suspensia și n-a făcut-o și poate e rușine lui să zică și uite așa. Știi? Nici dar dacă e rușine să zică, înseamnă că nu ți-a fost atât de prieten încât să conteze să te sune. Știi? Am avut la un moment dat, inițial îmi zicea că nu i-am adus aminte, știi? Și mi-am pus reminder zilnic la 9, la 10, la nu știu cât și când primeam reminder-ul îi scriam și lui. Bang, 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 bang. Și l-am șters, l-am dat și reminder, zic că nu mai puteam. Era prea mult. Cum e, să facem o paranteză la toată istoria asta ta, cum e lumea la curse? Că uite, mi-ai dat acum exemplu și e totul așa călduros și sunt toți prieteni între ei și sunt bravo frate, ai mai dat o secundă jos, ce bine! Bă, sunt și... mulți oameni mișto, dar sunt și oameni, asta e o vorbă pe care o are Dichisitul, Dragoș, copilotul meu, cu care n-aș pleca pe o corabie în concediu, știi? Și sunt multe mâncătorii, sunt oameni care, din cauza cărora consider că n-a crescut sportul ăsta suficient de mult sau cât ar fi putut să crească, oameni care tot timpul au vrut să tragă pentru ei sau să câștige mai mult decât ar fi, să se îmbogățească peste noapte, adică e ok, pierzi timp, sacrificii, e normal să faci niște bani din asta. Da. Dar fă-o cu cap și mai mult de câștigat pe termen lung decât să iei de la un om care are mulți bani, vrea să se apuce de chestia asta, tu iei toți banii și peste un an își lași de seama că e prea mult pentru mine. Mă las. Da. Ce se întâmplă cu federația și cât de bună e ea pentru VTM și cursele astea de circuit? Pentru că ai văzut, tot timpul sunt controverse. Toată lumea înjură. Bă, e Norris, nu e bine. E nu știu cine, nu e bine. Are interese, face nu știu ce și ia banii. Știi că, adică noi știm foarte bine că trăind în România, da, dezastru, știi? După de asta te cum întreb pe tine, probabil că știi, am încercat tot timpul, sau mi-a plăcut tot timpul să mă implic mai mult decât era cazul, inclusiv în treburile astea organizatorice, federație, organizatori și așa mai departe, încercând să trag un pic lucrurile unde cred eu sau credeam eu. Băgat că ai zis, bă, trebuie să ajut să fie normal, să fie cum consider că trebuie să fie normal. De la promovare, la diverse idei care unele dintre ele s-au implementat și sunt și în momentul ăsta implementate în diverse competiții și toată lumea le apreciază. Să revin la întrebarea ta, cred că indiferent și Jean tot dacă ar fi președintele FRAS, ar exista oameni nemulțumiți. Ca în orice chestie. N-ai cum să mulțumești pe toată lumea. Orice ai face. Nu știu dacă ar fi fost altcineva și nu Norris. Am fi fost mai sus decât suntem acum. Dar eu cred că marele merit al lui Norris legat de federație este vizibilitatea pe care a adus-o în motorsport. A datat cumva tot ce înseamnă platforma de licențiere, care eu nici nu vreau să-mi aduc aminte cum se făceau licențele acum 10 ani. Poate pentru mulți e o chestie normală, dar după cum știi, trăim în România și e greu. E greu rău să faci lucruri. Am zis că să nu se audă microfon. Da, am văzut acolo și cu echipa Lotul Național de Raliu și cu orice chestie exact. Postat pe grupul ăla de Facebook sau că eu acolo le văd pe grupurile de Facebook, nu le văd în altă parte. Nu știu exact, dacă sunt combinații la mijloc, nu sunt, mi-am pus și eu problema. În ultimul timp am încercat să mă retrag cât mai mult, mi s-a părut că și de pe Facebook cu politică, da, cu haos, cu... Mi-am încercat să mă rezum la ce am eu nevoie. Te concentrezi și... pe treaba ta. Și să le dau cumva dreptate multora cărora pe care îi întrebam de ce nu se implică și când încercam eu să trag mâța de coadă. Și am ajuns cumva la concluzia lor, să-mi văd interesul. Cu fire de păr alb. Să-mi văd interesul și dacă pot să fac ceva bine, dacă nu, să nu stau să-mi pierd. Să nu te consumi atât de tare. Să nu te implici, să nu te consumi atât de tare pentru lucrurile alea, că oricum nu prea schimbi și... Da, nu știu. Poate că poți să schimbi, dar nu cred că merită deranjul. Bun. Să ne întoarcem la Honda. Te-ai dat cu Honda, ai bătut cu Honda, te-ai hotărât că nu te mai dai cu Honda, nu? Nu. Nu? Nu. Honda s-a hotărât singură că nu se mai dă Honda. Eu așa eram convins că ai zis, băi, ultima tură,
oricum nu mai dau cu Honda, da. Îi trag, să-i sară pistoanele pe-n capot. Deci nu a fost așa? Eu așa am perceput-o. A fost, nu mă mai interesează cumva. Honda oricum. Nu, nu mi-am pus niciodată că problema că merg atât de tare încât dacă o stric nu mă interesează, okay. Dar în momentul ăla în capul meu era rezultatul campionatului, care fuseseră deja rezolvat. Okay. Și cumva aveam o ușurare asta din punctul ăsta de vedere. Și următorul obiectiv, dacă ăsta era rezolvat, era să bat un 4-5-8 Italia. Condus de cine? De Armando? De Batocchi, da. Adică nu condus de... Condus de cineva de... ce, da. Da. De cineva cred că și traseul dezavantaja cu un pic Ferrari și mă avantaja pe mine era de mers. Ok, dar rezultatul da. Erai deasupra 4-5-8. Nu știu dacă l-am bătut sau eram la o jumătate de secundă. În fine. Știu alții, ne dau pe YouTube 100%. Da, da oricum, știu, eram la bătaie cu 4-5-8 Italia. Și mă simțeam atât de bine când conduceam mașina aia, încât așa mi-era natural, adică nu trăgeam de mine sau mi-asumam. Mie nu mi se pare că mi se părea că mi-asum niciun risc. Asta era următoarea discuție sau întrebare sau adăugare la ce spui tu. Tu nu mergi la limită. Adică tu nu mergi, nu mergi la risc. Tu nu mergi să zici nu. O iau sau nu o iau. Nu. Deci o iau pe asta și adică poți mai mult de atât. Adică poți să ieși din zona de confort și să mai știi dai care niște secunde jos. E de răspunsul la întrebarea asta că de fiecare dată când am ajuns la, credeam că am ajuns la concluzia asta de care zici tu că mai am ceva, tot timpul e foarte aproape se pare la mine... Da, adică limita da. Versus confort, da. Adică okay. E foarte mic pasul. În momentul în care am sărit peste, deja pierd controlul. Pierd controlul, nu mai scazi secunde, da. Adică nu e un... Da, nu, nu e, loc e mare un acolo gap de asta, da. Okay. Și ultimul viraj din ultima urcare... La Câmpul Lung. La Câmpul Lung, nu la Câmpul, la Alba. La Alba, ok. O etapă foarte mișto ca și configurație, păcat că nu se mai ține. Limitare, gume poate un pic prea încălzise din stilul ăla de mers, prea glisat. Uh-huh. A plecat mașina, gazul pe ea, cum se ține tracțiunea față, contrabracada, atât s-a putut. Și ai sărit? Daună total. Într-un gard? Ce ai sărit? Balustradă. A fost. Momentul ăla, momentele astea înainte de crash, cumva rămân așa pe retină, știi? Adică am avut... Ce ai văzut, știi? Nu știu, atunci, aia, de multe ori... Repede? A fost repede atunci, da. Că partea nasolă era că nu vedeam ce e dincolo de acel parapet. Și dar te-ai lovit cu fața sau cu fața? Cu fața. Deci ai văzut-o când te-ai dus în ea. Da. Okay. Și nu știam ce e parapetul ăla și era și foarte șubred. Și era de la ruginit, vai de capul lui, lăsat într-o parte. Norocul a fost că am lovit într-o zonă... Într-un stâlp. Da. Și mașina, venind un pic și în lateral, a început să răsucească pe asfalt. Ce-a rămas acolo? Da, toate creșurile pe care le-am avut au rămas așa. În momentul ăla, tot timpul, când mă gândesc la momentul ăla, știu imaginea, știi? Mm-hmm. Bun, și neplăcută. S-a terminat cu Honda. După care a început, că intrasem deja... în colaborarea cu Gabiene, cu Shark Racing. Da. Și ați decis voi să vă dați și să la facem două Honde. Da, au fost alea, Type-R. Da, e pe treiurile. O a început o nebunie și de acolo prea multe din nou de povestit. După Honda... Ai ajuns la BMW. Am ajuns la... BMW. Bine, am mers cu un Clio pe care luase Gabi, un R3 și după aia a venit Honda, am făcut o mică switch că n-a fost gata Honda. Cred că după aia am ajuns la BMW. Sau la Audi. Nu. A? Nu mai ai avut BMW-ul, după aia a venit Audi, după aia te-ai dat cu BMW-ul. Da? Acum ceva M2, a fost o așa, o chestie. Da. Când am ajuns la BMW, dacă ăla a fost următorul, mi-am dat seama cât de mult timp am pierdut cu față. Tracțiunea față. Da, mă, dar trebuia să o faci oricum. Bine. Ai poate stat mai mult trebuia, pe ea, dar oricum trebuia să o faci. Da, cred că trebuia să mă opresc după momentul cu Honda ECAU galben. Dar, da, n-aveam cum să aleg prea multe în momentul ăla. Da, așa a fost. Așa s-au întâmplat lucrurile. Am ales E36-le din rațiuni tot de cost. Știam, găsești piese, găsești exact. Doamne, găsești membrări. Mi-am dorit o mașină în momentul ăla
cumva versatilă, să poți să mergi și la circuit, să mergi și la coastă, să mergi și la raliu dacă vreau. Cum ne gândim noi tot timpul? Cum am fost cu Feghe ăla. Cum ne gândim noi tot timpul, da? Să facem, să poți să și aia, și aia, da. Și aia, să fie bine. Și am ajuns să o fac și pe aia strict de coastă. Așa? Da, mi-a revoluționat ideea de a merge cu mașină de curs. Mi-a plăcut mult de tot. E cu totul alt nivel. Că e el BMW sau că e propulsie? Cred că și BMW. Mașina e foarte mișto, echilibrată, chiar de serie. Dar și propulsie. Am mers și cu mașini care nu mi-au plăcut propulsie. Dar asta era, mă simțeam la fel de bine ca în Honda, știi? Adică era un alt tip de mașină, dar feeling-ul era același de plăcere, știi? Avea o suspensie specială, niște brațe speciale. Avea o suspensie de ceva, 800 adică... de euro, niște brațe la care am făcut niște modificări care au făcut mașina să vireze mai bine și să fie mai controlabilă. Cum își fac băieții ăștia la drift? Adică nu ai da, avut da, da, ceva, da. Nu știu, brațe de 5.000 de euro? Nu. Tale. Știi ce zic? Nu știu, bănuiesc că există și pentru mașina asta, seama. Tot felul de nebunii. Nu există, e vreo mașină pentru care să nu existe ceva scump. Scump. Da, da, deci nu, mașina a fost o mașină făcută de voi acolo. Da, am făcut niște calcule, niște piese la strung, niște modificări de care poziții, de vin casetă. Tot din experiența ta. Din da, și experiență, plus... Și mecanicul, și Andrei, și toată lumea care nu știu ce mai era la garaj. Asta a fost tot timpul o chestie foarte mișto care ne-a ținut cumva pe toți în priză și era uniți. Era cașca acolo, era ăla, te duceai, veneai... În momentul în care vedeai că ieși un rezultat și ajungi la o cursă la care sperai, nu sperai că ajungi, toată lumea se lega cumva de chestia asta și oamenii stăteau multe ore peste program să lucrăm la mașină. Necondiționați că de bani, bani de... Sau, da, corect, stăteau de plăcere. Da. Plăcerea de a merge cu reparat mașina o noapte înainte de cursă. Bă, astea erau lucruri. Mă știe toată lumea. Așa era de fiecare dată. Adică nu. Sunt celebru din punctul ăsta de vedere că ajungeam după ce începea cursa, știi? Da. Deci a fost BMW-ul. Da. Ai dat cu BMW-ul, am nu știu cu BMW-ul, ce. A venit Audi. A venit Audi. Din Cătălin, hai cu camion, Delta Glass de la Bobby, mașina lui Bobby, a făcut o Bobby, s-a speriat, a zis că merge prea tare. Da. A zis nu-i pentru mine, o vând. Dar nici nu era pentru oricine mașina aia. Erau niște greșeli pe care le-am descoperit destul de târziu la transmisie. Păcat de faptul că n-am dus un pic proiectul mai departe, că mașina chiar e în momentul ăsta e la Cătălin în garaj, dar e într-o stare de funcționare și e într-un setup destul de bun. Uh-huh. Dar e o mașină... Greu de stăpânit, probabil. Da, eu sunt convins că e o mașină, poate fi o mașină rapidă, dar cu efort. Cu cineva talentat. Adică nu... Da. Contează, știi? Da, da. Era o discuție cu Horatiu și spunea că acum mașinile de curse nu mai sunt cum erau pe vremuri mașinile de curse și că orice papagal se urcă acolo, dă de butoane și mașina e rapidă. Nu sunt chiar de acord. Nu ești de acord? În totalitate. Păi, tu te ții un Ferrari, te duci pe pistă, dă la acolo race mod și merge ce? Papagalul cu o secundă mai slab ca tine. Tu cu Honda? Nu, tu cu aceeași mașină. Nu. Fără sisteme. Așa spunea omul. Nu, adică, da, nu știu ce într-o să zic. Într-o oarecare măsură sunt de acord. Da. Dar vânzând atât de mulți oameni cu Ferrari și cu acele butoane, nu merg. El nu merge oricine. Că dacă te duci la școlile de pilotaj și așa și așa și așa. Și așa. Da. Poți să înveți să mergi safe, e, clar, cu mașina e. Care te ajută, cu tehnologia care te ajută. Clar, clar. Și Formula 1 acum versus Formula 1 de atunci, cum sunt sistemele, cum sunt. În primul rând sunt mulți oameni cu posibilități financiare care au venit la circuit sau la curse. și au încercat să meargă cu mașini manuale și le-a fost total peste mână, știi? Adică faptul că aveau o cutie secvențială sau padele le-a fost mult mai simplu. Din punctul ăsta de vedere, da. Dar să duci o mașină la limită, sunt de părere că e la fel de greu. La limita mașinii, adică pentru un om care... De comparația de care zicea Horatiu. De cele mai multe ori nu-mi place să recunosc că sunt de acord cu ce zice Horatiu, dar sunt... Da, e un fenomen. Horatiu, am filmat și noi cu el, n-a apărut niciodată clipul. De ce? N-a apărut, mă, clipul. Să-l punem, mă, frate, lui mai avea oare?
Am filmat la început, la începutul începutul. Am filmat cu el tot așa, nici nu mai știu, nu mai țin minte nicio secundă din ce am vorbit în clipul ăla, dar a fost stilul lui caracteristic. Mie cumva rușine de oamenii ăștia atât de vechi și versați sau buni sau care au făcut istorie în motorsport, când zic că merg la curse de 14 ani, eu, știi? Când ei merg de 30. O să mergi și tu de 30, o să vină și vremea când o să fi mers de 30 de ani la curse și aia e, nu e... Da, da, e Horatiu chiar e un om dintr-o bucată, dar când spune ceva, de cele mai multe ori are dreptate. O viziune ok, adică un pic exagerat uneori cu... Îi place și lui fiecare. Să glumim. Da. Să nu de glume, de încăpățânare de chestiile astea de care se leagă. Nu? De normal. Glume și de alea e bun. E bun. Bun, deci de era Audi, te-ai dat, mașina tare, greu de stăpânit, ați dezvoltat acolo puteri, s-au făcut lucruri. Da, am ajuns la final, problema mașinii era transmisia. Destul de târziu am reușit să înțelegem de ce avea un comportament atât de agresiv de supravirare. Uh-huh. Și din păcate s-a oprit destul de brusc proiectul și n-am mai avut o finanțare. Da. Ar veni, asta e, ne strângem mâinile, rămânem prieteni, pe partea de business nu mai mergem în continuare. Asta e, fiecare cu deciziile lui, adică nu Doamne ferește. Bun, a plecat Audi, ai rămas la BMW, te-ai mai dat cu BMW-ul, l-ai vândut? Da, am vândut BMW-ul și în nebunia mea, în căutare de parteneri, vedeam și eu pe la cei care merg la curse, că aveau succes cei care aveau o mașină mai dechisită, mai nouă, mai arătoasă, mai frumoasă. Și am considerat că ar fi un pas corect să trec la o generație mai nouă de BMW. Adevărat, am și uitat de M2. Ai uitat, nu? Bă, l-am șters din cap și de multe. Te-ai dat de câte ori? De 3 ori, oare? Nu, m-am dat tot anul. Te-ai dat tot anul? Da, da. Ok, bun. Am bătut cu multă lume. Bun, a venit M2-ul, ți-ai luat mașină de generație nouă, bun? N-a fost așa cum credeam eu, să sară sponsorii. Okay. În schimb, mi-a adus multe satisfacții și mașina aia. Genul de mașină nouă, revenind la comparația cu Horatiu. Tehnologie nouă. Poate prea multă tehnologie și adusă la pachet cu foarte multă greutate pusă pe mașini, știi? Ok. Adică asta era dacă principalul. Dacă ai scoate tehnologia, ai mai ușura mașina. Da, da, unele lucruri erau mișto, știi, pe mașină. Asta zice Horatiu. Da. Într-adevăr, marele minus al mașinii era greutatea. Dar ca și handling și dinamică, foarte mișto mașina. Deci așa că știu din întrebări și nu cred că mai am timp să ți le pun pe toate și așa, oamenii spun că printre mașinile noi și tu ai ales M2 că e cam cea mai bună decizie. Așa am citit raport și eu. Raport, preț, calitate, am performanțe. Mult înainte să iau mașina, am vrut să iau un, aveam buget de un 2-3-5. Ok. Și începusem să caut mașini lovite pe mobile, după care am găsit niște M-uri la o diferență destul de mică de preț și așa am luat mașina. Am luat un M2 lovit, l-am făcut singur în garaj de la A la Z, cu o suspensie corectă, adică am încercat să fac o mașină corect. Ce înseamnă suspensie corectă? Un Intrax cu 4 căi. Eu, una dintre suspensiile de top în momentul ăsta. Okay. Am ales să merg în Polonia la o firmă specializată pe roll cage-uri, pentru că în momentul ăla și se pare că am avut dreptate, mă gândeam în viitor dacă aș vinde mașina pentru cineva ar fi important să fie făcut de o firmă. Corect. Cu omologare FIA și ceva, o hârtie la mână, ai dat niște bani. Și n-am ieșit nici foarte scump față de cât aș fi ieșit în țară. Oamenii au făcut minuni și fac minuni. Îi recomand oricând. Zile numele. Ireco Motorsport. Ireco. Ireco, sunt în Polonia. Okay. Și uite că am ajuns să și vând mașina afară și probabil că a fost apreciat faptul că avea un roll cage și o documentație FIA. Intrând în proiectul radical. Deci ai vândut M2. Te-ai dat un an, l-ai dat. Intrând în proiectul radical, mi-am dat seama că n-am cum să mă mai ocup de mașina, chiar dacă nu mă dau cu ea și aș vrea doar să o închiriez, că am și închiriat-o în anul în care m-am dat cu ea. N-aș putea să gestionez și M2-ul și am zis că ar trebui să iau un radical. Okay.
Și am căutat repede pe internet și am găsit niște anunțuri cu radicaluri de vânzare și am început să le dau tuturor mesajul dacă nu vor să schimbe cu un M2. Okay. Și unul dintre oameni mi-a răspuns că ar vrea să schimbe. Și așa am ajuns să iau un SR8 din Suedia la schimb pe M2. Ok. Care m-am dat etapa asta de la, din weekend. Deci mașina ta? Da. Radical. Bun, ok. Și am bătut și recordul circuitului ca să mă dau și un pic mare. Bine. Zi de radical. Povestește-ne acum numai radical. Zine. Numai radical. Numai, ok, ți-ai luat un radical. Bun. Dar ai ajuns în echipa... Eu mă uit pe internet. Nu știu dacă mă uit mai mult ca majoritatea pasionaților sau mai puțin, dacă nu mai am răbdare, dacă alții au mai multă răbdare, dar eu n-am înțeles. Adică știu că ești tu, știu că e Iuhas pe care îl cunosc, știu că e Puștiu pe care îl cunosc și văd probabil la voi, că vă urmăresc pe voi, nu cred că urmăresc Radical România, uh-huh. Văd la voi că sunteți acolo în echipă, vă dați voi cu voi, cu nu știu ce care e treaba, știi? Adică nu, n-am înțeles. Dar probabil sunt oameni care urmăresc mai mult și au înțeles. Încerc să zic așa, ca să îmi plictisim lumea. Nu cred că fiind în echipa Smart Driving ca instructor okay. Și... mai mult decât atât de multe ori. Practic, Andreea Foliaza, care e ownerul business-ului. Smart Driving. Smart Driving. Ok. Din diverse povești, îți spun și eu asta acum, a încercat să facă chestia asta cu alte firme, de exemplu Porsche, să se ocupe cu mașini de curse și să aibă suportul fabricii sau dealerului sau așa. Porsche e greu. Tare. Era un exemplu, nu știu dacă da, Porsche da, a fost. Da, Renault Sport, să zicem. Da, uh-huh. Și fiind refuzat de lucrurile astea, a aplicat la devenit dealer radical. Ok. N-a fost simplu, dar am început să se lege lucrurile și am început să ne implicăm toți care eram în... Smart Driving la ideea asta, s-au legat lucrurile, am fost inclusiv la Radical, un eveniment organizat de ei pe un circuit în Anglia, după ce am semnat ca fiind dealer pentru Europa de Est și exclusiv pentru România. Ok. Și așa a început nebunia cu Radical. Toți oamenii care merg la curse, cred că tânjesc sau tânjim, că și eu îmi doream să mă sui într-o mașină de genul ăsta. Acum este mult mai la îndemâna oricui decât era până acum 4-5 luni. În continuare, Smart Driving merge în paralel cu ce înseamnă Radical România. Radical România sunt este... Sunt două lucruri separate, dar sunt sub același acoperiș. Da, cumva sub același acoperiș. Radical România este... practic dedicat celor care vor să aibă o experiență total diferită de un turism și ca o simplă experiență, cum noi vindem niște lap challenge-uri pe site-ul Smart Driving, în care poți să vii să dai cu un radical 5 tururi pe circuit. Trebuie să am permis? Nu. Sau... nu trebuie să ai permis. Și dai ăla dacă sar cu el. Mergi tot timpul cu un instructor în dreapta. Ok. Adică de două locuri chestia asta. Da, da, da. Poți fi și de stradă? Sunt niște modele care se pot matricula. Nu știu cine ar fi. Bă, nu știu. Curios să meargă cu mașină. Vreau da, să da. Iau de asta. E, aduceți e și un, de stradă, da, adică există. Da, e un model Rapture care e și cabrio și se poate matricula. Inclusiv radicalul RX-C GT3 poate fi matriculat, ăsta cu care mergem la anduranță. Și atât am vrut să vrem să dezvoltăm cumva partea asta de experiența de a merge la curse într-un cadru organizat corect, profi la nivel tare, știi, de... Care e diferența? Că tu ai spus că toată lumea tânge, știi, eu nu tânjesc. Mie mi se pare o copaie. Adică eu okay. Nu m-aș pune în chestia aia de fibră. Cei oamenii care merg la curse, tu nu mergi. Da, mă, lasă. Oamenii care merg la curse, înțeleg, toți tânjesc la chestia aia. De ce? Că e ușoară și rapidă și da, e raportul putere pe greutate, adică e... care e feeling-ul? De tot ce timpul într-un turism te lupți cu lipsa de aderență, ba pe față, ba pe spate, ba okay. Cu greutatea care te lovește în viraje, ba okay. Pe frânare. Și mașinile astea fiind atât de ușoare sunt proporțional de rapide. Uh-huh. Sunt mai ușor de condus? Ba... adică pilotul depune mai puțin efort fizic față de un turism? Nu neapărat. Nu neapărat. Senzația e mai mișto? Senzația e mult mai mișto. Ok.
principalul sport sau motorsport, punct de referință pentru motorsport, pentru orice om cunoscător sau nu, e Formula 1. Ok. Și mașinile astea tind către, cel puțin ca aspect. E o mașină descoperită, cu foarte joasă, are 1,10 m SR1. Și noi cei care mergem la curse, poate vorbesc aiurea numere altora, eu cel care am mers la curse și am văzut tot timpul oameni care se bat la general cu genul ăsta de mașini, mi-am dorit, am avut tot timpul chestia asta în cap și dar m-am gândit că o să ajung prea curând acolo. Ok. Și uite că ai ajuns. Uite că am ajuns. Deci ți-ai dorit suficient de tare. Da, și și cu ajutorul celor de la Ramplas care m-au susținut cumva în ultimul timp. Încă de la proiectul cu M2, Gabi, care mi-a devenit și prieten pe lângă partener. I-a plăcut tot timpul ce am făcut pe parte de atât de promovare, cât și proiectul cu M2-ul, că era o chestie mișto, o mașină nouă. Făcută așa cum trebuie. Chiar era adică, cum trebuie, adică n-am făcut rabat de la nimic. Da, mai aveai suspensie de 300 de euro la pisică, știi? Păcat că, da, a fost 6.000 suspensia la M2. Păcat că n-ați avut ocazia să facem un episod, că chiar era mișto. Da. Dacă vrei, mergem în Suedia. Bă, cred că e mult mai realizabil, adică nu ne-am văzut așa, ne chinuim de atâta timp și sigur în Suedia ne întâlnim cu omul ăla și facem un episod. Bă, sunt sigur că o să mai avem ocazii să facem diverse lucruri. Tu știi că Dobrescu el e cu banii, știi, și tot timpul. Bani, întreabă-l de bani, întreabă-l de bani. N-am mai întrebat de bani, Marius se nu zice, ne zice să intrăm pe site. Cât costă un radical? Nu știu, vreo 50 de mii, cred că poate să costă. Da, cam de acolo pleacă. și e la fel ca la... Nu e mult? Da, și chiar sunt anumite lucruri care sunt foarte high-end, ecuri și... Depinde și de model. SR1 e entry-level-ul care are lucruri mai puțin performante... Dar deja de la SR3 ai suspensie Intrax cu 4 căi, ai senzori de logare pe amortizoare, pe casă de direcție. Mult mai multe și mai multe reglaje, probabil. Adică mulți, setări poți să faci, să-ți pui, să tai, fac chemi. Când am fost la Radical pe Donington și oamenii de acolo ne-au spus că Radicalul SR1 poate să se bată de la egal, la egal cu un GT4, am zis așa între noi, știi, bă, vând și ăștia ceva, știi? Și s-a dovedit a fi real. Bă, da, nu, eu nu contez că mașina nu face performanță. Da, și legat, uite, legat de preț, e la fel ca la Porsche. E o listă de bază cu opțiuni. Opțiuni, spui de cât ce bifezi, vrei, de câți bani, de cât ai nevoie, poate n-ai nevoie de la început. Da. Poate mi-au cu reglaje și n-are cine să le regleze, adică mai rău mă încurc. Da, mie îmi place faptul că odată ce oamenii au avut sau au mai ușor acces la mașinile astea, își dau seama cât de simplu e să mergi la curse. Noi încercăm să le oferim oamenilor un pachet complet. Dacă și sunt. Asistență? Și asistență și transport și... Am dat banul, vin ca pilotul. Adică. Pozițim, adică... avem o boxă luată la circuit unde putem să depozităm mașina. Omul vine, vreau miercuri să merg la circuit, îi asigur chestia asta. Toate pachetele astea de asistență și de da, numai pentru circuit, n-avem și pentru VTM. Ne un pic teamă în continuare de VTM. E un caz recent unde mai o mașină n-a fost... prezentă la ultima etapă de circuit din cauza că a fost lovită la coastă și de ăsta e motivul, știi, nu că se strică. Sunt mașini, se strică. E normal, da. Dar fiind un business bazat pe închiriat de mașini și evenimente... Știi că la rent trebuie să plătești și cât stă mașina în exact. Serviciu, știi? Și că în momentul în care, poate să producă bani în momentul în care complicat. Daune minore nu e o problemă cum se pot întâmpla la circuit. Suntem râdem glumim. Dacă e vorba de șasiu, de chestia asta și durează bani luni de zile... Sunt bani mulți, nu vrea nimeni să plătească. Toată lumea... Nu, și nu e vorba de plată neapărat, adică nu poți să-i ceri omului dacă lovește mașina să îți asigure și o lună jumate de evenimente, știi? Da. Că nu, eu, nici nu-i fair play, dar încercăm, suntem un pic sceptici la chestia asta. Deci în momentul de față vă rezumați la circuit, oamenii pot să-și cumpere dacă vor și să duc ele la coastă. Nu le asigurăm tot suportul necesar. Așa, și asta e, echipa tehnică bănuiesc că... Nu cred că sunt așa vreo tehnologie nemai văzută după vreo planetă și nu se găsesc mecanici să le, eu știu, regleze, căutăm, repare, dacă nu poate să ajungă apropo, la voi. Apropo, dăm anunț, căutăm mecanici.
Căutăm mecanici. E greu. Știu. Nu e vreo navă spațială, dar tocmai pe chestia asta vreau să... Eu mă ocup cumva de partea tehnică la Radical și vreau să punem... Am un mecanic, știu eu unul. Da? Gogoaș. Service@radicalromania.ro. Da. Dacă sunteți mecanici și vreți, service@radicalromania.ro. Pe asta vreau să punem cumva accentul și să demonstrăm oamenilor că în momentul în care întreții o mașină corect, cum specifică producătorul mașinii, cu revizii, cu schimburi, cu verificări, cu schimburi. Aici putem să ducem discuția astea... și la mașină de stradă. Că da. Nici mașină de stradă oamenii nu le întrețin, da, cum spune da. Producătorul și una se e să rămâi cu mașina la Bucurobor să blochezi o intersecție, alta e să fii într-un viraj la 180 la oră. Corect. Când se strică, se rupe un braț. Da. Și asta încerc să vrem noi să demonstrăm, că mașinile întreținute corect sunt fiabile. Și cumva oamenii să înțeleagă, făcând comparația asta, că la final de zi, întreținându-și mașina singur cu Georgică, prietenul lui și nu mai știu cine, versus a aduce-o la noi sau a apela la noi, s-ar putea să ajungă la același cost, cu mult mai puțin timp pierdut și bătaie de cap. Bă, să dea Dumnezeu să puteți și să știți și să fie bine, că mai e și partea aia în care te duci la reprezentanță și zice că nu știe ce are. Aici e, nu știu ce are, ăsta nu știu, e, cine știe, mă, frate, ăsta e atul nostru, asul din mânecă, prin care ieșim cu capul la suprafață. Avem suportul fabricii și e full suport, adică nu sun la nu știu ce dealer să știi că mi-am cumpărat și o mașină de la voi. Am făcut, închipuiesc că se întâmplă să mă prindă duminică noaptea în garaj vorbind cu un inginer de la Radical despre o problemă, ceea ce e important. Da. Bun, zi-mi de planuri. Deci te dai în campionatul Radical România, în care se dau câte mașini? În momentul ăsta a fost, cred că, maximul de 11 mașini. 11 mașini, ok. În diverse clase. Okay. Vă dați start de pe loc? Nu, start lansat. Dar se dau toate clasele împreună. Da. Deci nu știm dacă ăla depășește pe ăla, dacă e într-adevăr pe 3 sau e pe 5. De păi nu. Sau e pe... Ai clasament. Clasament, știu, dar când mă uit eu acolo de la pistă, mă uit eu așa pe gardă, arunc eu, pe când... ăla al treilea, dar de fapt el e primul în clasa lui, știi? Da. E pe 3 la general în cursă, dar e primul ideea în clasa lui. Ideea e că cursele sunt sprint de 25 de minute. E greu să ajungi să depășești ceva pe ca la anduranță să le dai 7 lap-uri. Sau... Okay. Uh-huh. Adică nu e atât de simplu să te aprinzi. Diferența între clase nu e atât de mare. E mare, dar timpul e destul de scurt încât să le dai un tur. Uh-huh. Se întâmplă, dar nu atât de ușor. Uh-huh. Și uneori sunt atât de mari. Sunt la un moment dat mari diferențele între mașini încât îți dai seama că nu poți fi unul care merge foarte tare pe 3 și de deci, fapt și e primul. Mașini, curse, câte etape sunt în campionat? Sunt 6 etape. Se desfășoară în același weekend cu Rotacul. Ok. În același loc unde se desfășoară Rotacul. E o etapă comună cumva în weekend. Okay. Și e organizată de Octavian, care organizează și Rotacul. Ok. Și sunt numai în România sau mergeți și în Grecia? Aveam un plan să facem o etapă la Hungaroring comună cu Rotacu, okay. Dar momentan e sub semnul întrebării. De ce? De COVID, haos. Nici ei nu știu dacă o fac, da, adică. Da. Nu că ei merg și nu mergeți nu, voi. Nu. Okay. E sub semnul întrebării okay, toată etapa. Nu se știe. Tot weekendul respectiv. Okay. Ne gândeam să înlocuim, dacă nu se ține aia, cu o etapă în Grecia. Momentan e doar... Și grecii sunt dubioși cu da. COVID-ul. Nu sunt dubioși grecii? Da? Okay. Nu știm încă. Ceva concret nu e în momentul ăsta. Sunt niște idei de backup, să zic. Sunt planuri de viitor să vină mai multe mașini, mai multe etape, sunt. Mai multe, nu știu. Ce, și tu ce sunt. Faci? Te dai doar aici, în campionatul ăsta? Eu nici nu aveam un plan să mă dau aici. Okay. M-am dat weekendul ăsta dintr-un complex de împrejurări. Terminasem serul 8 ăsta pe care l-am luat reglat, făcut. În schimb cu M2-ul. Ok. Și a fost motorul la revizie, a venit destul de curând, dar am reușit să termin mașina și am decis cumva să participăm și cu mașina asta. Uh-huh. Fiind mașina aia care s-a stricat la VTM lipsă, să mai aducem, să avem mai să multe mașini pe grilă, să okay. fie ok. Și tu ai dat wildcard. Așa am zis inițial, după care n-am mai ținut cont de chestia asta, m-a și certat Cosmin
Îl știi pe Cosmin de la Rotac? Da, Cosmin. Că ai venit să strigi joc a copiilor aici. adevărul că mașina e... Ți-a plăcut, a da. Mers, dacă ea vrea vorba aia. Na. Da, e față de SR1 și de SR3 e non-combat, adică e non-fair play, știi? Nu e fair play diferența, dar mașina, adică și în radical, în campionatele mari, există clasă specială pentru că mașina asta, care e master. E una singură acum, să înțeleg. Sunt două, adică okay. A mai fost o mașină ca a mea, doar că Jean Tatu Junior, care a pilotat-o, el a început și e prima, cred că, nu știu dacă e prima sau a doua lui cursă cu mașina. Și încă nu e obișnuit cu mașina să meargă tare. Tine e a șasea, a șaptea cursă și tu ești obișnuit. E normal. A fost tot prima dată când m-a stăit ea. Dar am mai multă experiență, da, mă, probabil, normal, decât el. Mai multă experiență, mai puțin... Mai puțin creier. Conservare. Am vrut să zic că primul a fost creier, dar zic, hai mă, să nu zic creier, să zic instinct de conservare. Da. Da. Cum faci să fii rapid la curse? Hai că spun întrebări de la oameni acum. Hai să punem întrebări. Cum faci tu să fii rapid? Cum faci tu să fii mai rapid ca alții? De ce ești tu mai rapid, bă, și alții nu sunt? Bă, la începutul discuției ți-am zis că mi-a plăcut tot timpul să fiu informat în tot ce înseamnă curse, de la partea tehnică, la tehnici de pilotaj, la a urmări filmulețe și a înțelege anumite faci lucruri. Asta tot timpul, nu te-ai oprit. Nu m-am oprit. Ai citit la început un pic, nu. Gata, m-am prins șmecheria, așa-i trag. Nu, deci, nu. Am de învățat de, înveți, da? De fiecare chestie pe care o văd, încerc să învăț eu. Bun. Care este traseul de VTM preferat? Aș fi zis traseul ăla de la Alba, dar nu mai e în campionat. Reșița și Poiana sunt așa la egalitate. Cât de mare este diferența între Formula Predator și SR1? Va concura și la coastă cu Radical? Diferența e direct proporțional cu prețul. N-are nicio legătură. Predator e o mașină făcută de niște oameni într-un garaj, pe când Radicalul e o făcută de o fabrică care a început, adică, să producă. Prost Predatorul, la e mult mai slab tehnologic. Mm-hmm. Are o țeavă pe spate, nu are diferențial. Întrebarea că zic, bă, ceva. E foarte mișto. Adică eu am avut ocazia să merg într-o cursă cu Radicalul. Aia a fost a doua experiență mișto după aia cu Loganu, ca și pas suflet și plăcere de a câștiga o cursă. Dar nu poți să compari. E cu totul altceva. E cu totul altceva. Și a doua întrebare era dacă o să participe. Va concura și la coastă cu Radical. Da. Da? Da. Ok. Deci ia campionatul mire la coastă. Nu e. Ca să știți. Nu-i stricăm apele lui Ciobica. Păi la anul am zis. Anul ăsta îl lași pe el că a apărut la ProTV, vorba aia, fete, nebunie, nu știu ce, are nevoie de imagine. Depinde ce iese și mie din combinația asta. Nu știu, frate, asta e treaba voastră. Și la anul iei tu, ca să fii bine. Da. Asta e vorba aia. Ce? Ce anduranță, mă? Lasă-le, mă, frate, că avem alte întrebări aici. Da, ce? Te dai la anduranță? Asta era planul pentru, sau e planul pentru anul ăsta, să mergem la anduranță, eu cu Gabi, cu Ramplast, okay, cu GT3-ul. Și planul era să mergem și la, să merg eu la coastă cu GT3-ul. Din păcate... Câte vreți, nu, să faceți? Și la coastă, și cu aia, și din acolo. Din păcate, și... la coastă, coasta de la Grădiște s-a suprapus cu prima anduranță și n-am putut să mergem. Am zis, la un moment dat, mi se părea că e ceva premeditat să nu particip. Încă nu-s comis că nu e așa. Stau, da. Pune-mă atunci să-l mi-am mirea. Da, am zis că totuși poate sunt prea retardă să mă gândesc atât de departe. Tu ești liber să te gândești la ce vrei. Și următoarea etapă... aveam, practic, am ratat și anduranța și etapa de la coastă. Că a fost altceva. Se auzeau niște zgomote la mașină, am decis să nu riscăm să stricăm ceva și am trimis cutia la revizuit. De la Porsche? De la GT3, care nu e Porsche, e modelul, se numește GT3, e o clasă FIA, dar e Radical RXC. Iartă-mă pe mine, în imaginea mea era un Porsche. Toată lumea face confuzia asta, inclusiv oficialii care organizează sau... Deci sunt și eu om până arbitrează campionatul de coastă. Cum ți s-a părut M2? Eu am vorbit de treaba asta, nu mai rău să mai, să mai dezvoltăm. Ce sfat are pentru un tânăr care ar vrea să încerce sportul ăsta, dar nu are sprijin financiar? Ce sfat ai tu pentru el?
Bă, e foarte greu. Tot timpul m-am mai primit întrebarea asta și, deși pare trist că zic asta, sfatul meu e să nu se apuce. Da, sfatul tău este să nu se apuce acum, la vârsta ta, când știi lucrurile astea și experiențele. Da. Dar gândește-te, când te-ai apucat tu și stăteai tu cu onoriu acolo și te uitai tu la curse, cum te-ai gândit tu la toate aspectele și cum, adică și pe mine mă întreabă oamenii și le spun, nu vă luați, nu vă luați, că, da. Nu vă luați, că... Stați la cu liniștit, faceți ceva ajungi cu banii aia, știi? Să faci atât de multe sacrificii și la un moment dat să n-ajungi nicăieri, încât e prea mare risipa de timp, de bani, de... Sunt de acord cu tine, dar orice. E visul oamenilor. Adică știi? Da, dacă chiar ți-am zis să nu te apuci și te-ai apucat, sfatul meu e să apelezi la un om care poate să te îndrume, poate să scutească foarte mulți bani din... Un om cu experiență, da. Un om care s-a dat sau eu un om n-am care... avut și asta e concluzia pe care am tras-o eu. Am avut niște accidente care puteau fi evitate și automat mulți bani irosiți și, sau n-ar fi fost irosiți și ar fi fost posibil investiți în altă mașină, cunoștințe personale, școli de pilotaj. Trebuie să faci cu banii, nu e problemă, că se găsește. Asta încerc să le zic ușor. Tuturor, să apeleze la un om, nu știu, dacă vrei să mergi la... coastă, încearcă să găsești un om care a fost la coastă și știe să te îndrume cu ce ar trebui să faci acolo. Da, m-am văzut, ai răbdare. Dacă vrei să mergi la circuit, la fel, încearcă să găsești un om care poate să te îndrume să mergi pe circuit. Dacă vrei să mergi la raliu, la fel, depinde în ce zonă ar vrea să meargă, ăsta ar fi principalul sfat pe care l-aș da. Cum mergi pe stradă? Mâine în buzunar, pe lângă corp. Dubă. Cu o dubă. Cu o dubă de câțiva ani. Cât poți să mergi de tare cu o dubă? Zi, domnul. Că m-ai văzut, da. Te-am văzut, dar na, asta e. Bă, zi. Am avut o întrebare care nu cred că ți-a pus în nimeni. Sau dacă ți-a pus da, în apă, zi, așa. Te-ai gândit vreodată să faci măcazul către ceva competiție internațională? Unul la mână. Doi. Ce te-ai ținut întrebare, înapoi să faci, să nu faci asta? O întrebare, ce faci asta? În ideea în care, asta nu știu dacă pare, dar zic, în ideea în care sunt unii care au luat decizia că, vezi, doamne, se dau doar într-un campionat european și nu se mai dau la noi. Că... e pe bucket list-ul meu treaba asta de mulți ani. N-am avut ocazia, din păcate. Am fost foarte aproape în anul ăla când a fost disputa aia cu ACR. Cu... Probabil de aia a fost și frustrarea mea atât de mare la momentul respectiv. Că mi-a fost blocat accesul către o competiție internațională. E în continuare pe listă, sper să o fac cât mai repede. Sunt convins de faptul că, sper să nu fie așa, dar sunt convins de faptul că oricine din țară iese, scoate capul într-o competiție afară, oricine din țară, dintre piloții rapizi, pe care îi considerăm noi rapizi, scoate capul într-o competiție internațională, e printre ultimii sau la mijlocul unui clasament. Pentru că ăsta e nivelul, vrem să recunoaștem sau nu, oricât de mult am face noi, nu suntem la nivelul unor țări care fac asta. Sunt mulți oameni care vin la curse just for fun, adică da, să bifeze, care da. Nu vor să facă performanțe, care nu se luptă da, cu da. Secundele, care nu vor să fie mai buni decât ei. Adică, sunt știi? Oameni trophy hunters. Ok. Și sunt oameni care mi-a plăcut la un moment dat. E ușor ironică, dar nu e departe de adevăr, o vorbă de a lui Alex Filip, că sunt pescari. În loc să se ducă la pescuit, vin la coastă, știi, să și dea pescuiesc, cu... Da, eu i-am apreciat tot timpul, știi, adică sunt oameni cu foarte mulți bani care vin la coastă sau la orice competiție auto și am apreciat tot timpul pentru că, bă, omul ăla are de mulți bani încât putea să fie pe un iaht, putea să fie într-un casino, putea să fie cu Jai Gacici la nu știu ce... Putea, dar nu-l vedea lumea așa cum îl vede acolo. A, cine te vede? Ei, ce faci? Sunt pilot. Unde? Păi și aici, mă dau e aici suficient să te duci odată de ori să-ți faci niște da, poze. Da, nu știu, habar n-am. Probabil că le și place atmosfera. Asta adică de, nu da. Cred că e doar, nu mergem trebuie doar să... de show-off și să arătăm că avem da, bani nu, și e mâncăm clar că, micre negre. Aici e clar că și genul ăsta de pescari, la un moment dat, care nu-i pescari, oamenii care sunt cu bani și vin la pescuit. Da, da. Genul de oameni care vin la curse și nu sunt interesați neapărat de cursă, cât despre ce fac weekendul ăla. La un moment dat intră în horă, intră în joc și devin... Îi atrage și pe ei competitivitatea acolo. Se uită la un clasament, stai se uită așa la... că m-a bătut ăla, îi dau mai tare, vreau stai, să fiu mai sus. Mai făm ceva la mașină, mai dăm niște gume, mai... Na.
comunicarea de motorsport în online cât de mult ajută pentru vizibilitate? Eu cred că întrebarea se numește, sau întrebarea trebuia să fie pusă altfel. Cât de mult contează la un pilot să apară online, să-și facă clipuri de promovare, să își colanteze mașina, să arate... Adică știi, sunt foarte mulți oameni care... Eu merg tare, frate. Dar nu mă pune să vorbesc, că am trag de cameră. Dar nu mă pune la interviu, că poate vorbesc greșit și râde aia de mine, sau știi? Adică... Da. E clar că sunt doar câțiva oameni care reușesc să promoveze, să se promoveze sau să iasă cumva din tiparul acelor colante puse pe mașină pentru un sponsor. Sper că și eu mă număr printre ei. E principalul lucru pe care îl ai de făcut în situația în care presa e total ruptă de fenomenul ăsta. E singura unealtă de marketing pe care o ai la dispoziție. Din păcate, nu ne ajută nici istoria sau cultura generală sau cultura de motorsport în direcția asta. Ne luptăm cu ce avem și cum e. Nu am ce aușesc, erau curte. Acolo cultură. Zic eu că s-au făcut niște greșeli de către niște oameni pe care sunt și în ziua de azi în motorsport. Acolo s-a rupt treaba, înțelegi? Că da. După ce n-a mai fost Ceaușescu, în timpul în care era Ceaușescu, erau competiții, erau astea, cluburi sportive, da. Erau, te duceai la karting, dacă vroiai... Am citit niște cărți, m-am frustrat maxim, m-am enervat. Dacă te duceai în direcția aia... Nu știu, adevărat ori fi nici alea, da. Nu știu, puteai să faci... Erau lucrurile, ca și erau lucrurile organizate. Și dacă era tot organizat, imposibil să nu fi fost și asta. În momentul în care ne-am ales noi libertatea și am zis că facem noi așa, astea au rămas în vânt. Și oamenii probabil n-au fost interesați până s-a pus iar în mișcare. Câștige fiecare să tragă cât a putut de cărnatul. Au tras de ciolan, au fugit cu carne, a rămas osul și după aia luați voi osul și hai că mai mergem cu el pe aici să arătăm oamenilor că e bine, știi? Să ne cineva dacă e feghe un copil bun. Să caute pe YouTube să vadă. Ultima oară când te-ai căutat pe Google. E o întrebare bună. Da. Acum o pui tu. Am căutat... eram curios dacă mi se mai indexează site-ul. Ok. Când a fost asta? Câteva luni. Câteva luni. Ok. Bun. Zi, Marius. Ce simți tu după atâția ani, te dai și cu toate clasele și cu toate felurile de motorsport, ce simți tu că lipsește? Că lipsește? Da. De motorsport. În afară de sport. Cred că atunci din afară și de promovare. Bă, de sponsor, că, ok, nu vorbim de bani, vorbim de ce lipsește din partea piloților, din partea organizatorilor. Ce simți tu că lipsește ca să fie o competiție cu mai mulți spectatori, mai spectaculoasă, mai de interes? Mă, din păcate, n-ai cum să ajungi decât la bani. În orice țară, sunt țări în care sunt competiții. Stai un pic să zic. Sunt oameni cu bani care se dau. Păi da, dar sunt puțini. Ăia care se dau și ăia care se dau, majoritatea se dau încet. Sau se dau de plăcere, se dau din hobby, nu se dau la nivel de a face o carieră din asta sau pasiune atât de puternic încât să înceapă să meargă la limită cu mașină de 300.000 de euro. Da, dar ei pot să investească. Da, asta de ce nu investesc, nu e, nu mi-am pus problema. Probabil că în momentul în care investești în ceva ca un om de succes, că dacă ai ajuns să ai niște bani, probabil poți să ai... putem considera că e un om cu ceva creier și a făcut niște bani pe niște idei de business. În momentul în care spui că investești, trebuie să te gândești că ai și un return. Iar în momentul ăsta nu prea îl ai. Return nu prea e, da. Și probabil ăsta e motivul, răspunsul la întrebarea ta. Eu zic că lipsește, dacă mă întreb pe mine, cultura, frate. Asta, de aici eu pleacă. Zic că lipsește cultura. Uite, și a spectatorilor, și a piloților, da. A tuturor oamenilor care merg acolo. Uite, asta voiam e... să-ți dau exemplu. Era cu, ok, ce simți că lipsește și cum vezi rezolvarea la ce lipsește? Cultură, frate, asta. Da, rezolvarea este ca timp oamenii să... și investiți în promovare și în curse care fac spectacol. Oamenii să înțeleagă, iartă-mă că te întrerup, oamenii să înțeleagă
că atunci când vin la VTM și stau pe margine, ei nu sunt mai rapizi cu mașina lor decât piloții aia. Să înțeleagă odată pentru totdeauna că din afară pare mult mai încet decât e în mașină. Și ei, dacă trec pe acolo cu mașina, o să pară de două ori mai încet decât... Adică și eu am trăit chestia asta. Și eu m-am dus și am zis, mamă, iau pasatul break, îi rup roțile pe aici, că ies cu 30 de secunde mai jos ca voi, ce-o fi, știi? Dar nu e așa. Nu, n-are nicio legătură. Oamenii merg tare, este o profesie, este o meserie, n-are nicio legătură. Ok, sunt lucrurile care se fac de fan. Sunt lucrurile care unii oameni sunt mai talentați decât ceilalți în a ține volanul, în a simți mașina și așa mai departe. Dar până la pilot profesionist, este job. Ești angajat, dai interviu, știi să tragi de volan, știi să pui mâinile pe volan, știi cum să faci cu mâinile. Nu e chiar așa. Mai e o chestie. Merg eu tare, știu eu. Mai e o chestie directă legătură cu treaba asta. Sunt țări, precum, nu știu, dau un exemplu, Italia, unde sunt competiții monomarcă o grămadă și oamenii se bat la modul că ajung să se bată în pituri de ce se întâmplă pe pistă. Da. Și aia înseamnă spectacol pentru omul care stă în canapea acasă, știi? La noi nu există și în asta nu se înțeleg niciodată sau cumva înțeleg, dar sper să nu fie ce cred eu. De ce n-au prins competițiile astea monomarcă unde să ai 15-20 de mașini la fel, care unde să conteze doar pilotul, știi? Pentru că nu vrem asta, nu vrem asta, să ne comparăm. Eu asta. Nu vreau să merg acolo să am 7 care m-au bătut, ești nebun. Asta e și concluzia mea, dar sper să fie greșită. Suntem noi, concluzia. Suntem greșiți, românii suntem greșiți. Noi, poate generațiile, copiii noștri, poate astea să vină cu altă mentalitate, dar noi suntem greșiți. E trist că e o problemă că ai luat premiul 2. Vezi campionate de karting unde sunt copii mici și sunt îndrumați greșit de părinților care încearcă să modifice separat de regulament kartul să câștige copilul lui și copilul crede că e atât de bun încât i-a bătut pe unii și la un moment dat vine unul și dă cu ceasul în cap și ei. Tu știi foarte bine cum e cu copil, cum și eu știu cum e cu copil. Da. Adică am luat-o așa amândoi. Și... cu break-uri și cu dube. Da, ai văzut că e nasol când vine supărat. E nasul când plânge, se rupe ceva în tine, adică știi, dar poate, e cum să spun, e ca polițistul ăla care ia șpagă și dă permisul cuiva și ăla dă peste fisa și știi? Da. Adică trebuie să te gândești că un rahat mic acum, o minciunică mic acum pentru el nu face altceva decât să se spargă asta într-un bulgăre mare, știi? Adică concluzia asta am tras-o din experiență de genul ăsta, știi? Și am ajuns din păcate la chestia asta cu concluzia asta care e tristă. Mă întreabă cineva dacă... el zice care este pregătirea mentală înainte de curs. Eu te întreb, există o pregătire mentală înainte de curse? În mod normal ar trebui să existe. N-am avut parte de așa ceva niciodată. În mod normal, din punctul meu de vedere, normalitatea este așa. Tu ești pilot, îți vezi de viața ta. Da. Adică stai cu copilul în parc, nu știu, te duci în concediu, ești la restaurant cu familia și așa mai departe. Eu tuturor le zic că când mă întreabă de cum e să fii pilot sau sunt întrebări aici, cum e să fii pilot, sau ceva de genul ăsta, le zic, bă, nu m-am considerat niciodată pilot. Pilot e acel om care atunci când pleacă la job, are în geamantan în valiza lui casca și combinezorul. Da. N-am fost niciodată cu asta la job. Asta înseamnă să fii pilot. Da. Asta înseamnă, adică vin când, avem cursă, sau avem antrenament, când? Miercuri la 3. Ok, hai, am venit, salut, am venit. Mi-am luat combinezonul, casca, și le vorbești cu inginerul, cu, nu știu, cine vorbești tu acolo, te-ai urcat în mașină, te-ai dat și ai văzut de treaba ta, nu-s problemele tale, că n-a venit brațul ăla, că să-ți asta... la nu știu ce piesă, că ai găsit, pus pe Facebook și ți-a răspuns ăla din Pitești și oare ăla, cine vine mă din Pitești la Brașov, azi ca să-mi aduc... N-am avut parte de asta niciodată până acum și, sau dacă am avut parte o dată sau de două ori, nu m-a simțit bine. Păi, ești obișnuit, ești de bun. Ce facem aici, stai aici, ești odihnit, ești de bun. Am dormit prea asta n-am intrat în... Am ajuns prea devreme la curse. Deci ai renunțat la coastă? Eu nu cred că ai renunțat. N-am la renunțat. Coastă. Cum ți-a părut așa? Am vorbit, am citit. Dacă ții minte cum a fost prima dată în 2017, nu știu ce înseamnă asta, nu știu. Nu sunt întrebarea. În sfârșit... Dacă țin minte poate cum a fost primul start din viața mea la o competiție, țin și nu o să uit niciodată în momentul ăla la fel. Am o ramă în creier cu poza aia, cu fotocelula și cu semaforul și cu alea. Rămâne, am o emoție așa de fiecare dată. Aveai emoții? Strâmbă la picior? Rău. Și mult timp de-a făcut. Adică asta le-am mai zis și altor oameni care s-au apucat de curse.
e un track și de celulă, de semafor. Știi că am fost la școală la TT, că am făcut prima școală de pilotaj la TT. Mi-a zis de chestia asta, că sunt foarte rapid, dar nu contra cronometru. Când punea ceasul, nu, era haos, știi? Și mi s-a dovedit chestia asta, după mulți ani de și multe starturi luate în competiții, m-am detașat ușor, mai ușor de momentul ăla de start. Care a fost cea mai incitantă sau cea mai funny, întreabă oamenii, întâmplare de la curse, zic ei, dacă ți-aduce aminte de vreuna. Eu nu mi-aduc aminte de lucrurile astea, când mă întreabă oamenii, care a fost cea mai cool? Nu știu, mi-aduc aminte de una și o zic pe aia, dar cea mai cool, nu știu dacă pot să mă... Au fost foarte multe, cele mai multe pe la raliu cu Dragoș. Avem tot timpul chestii de povestit, dar nu știu să mi-aduc acum aminte. Hai să-ți povestesc una, că e de povestit. Te rog. Eram la raliu Sibiului, pe niște prope de Macadam, cu un Logan. Și la un moment dat Dragoș s-a făcut rău. În timp ce eram pe probă, adică eram dicta... S-a făcut rău de ce? Că se uita și nu se uita în față, de căldură. Cu Loganul pe Macadam la deal, zic, pui că e vreo plăcere. Trebuie să dai căldura în blană și să fac 70 de grade în mașină. Da, oricum e căldura. Nu știu ce, a mâncat dimineața, i s-a făcut rău, okay. Și a venit să vomite. Și la un moment dat, în timp ce dicta, am o zică, zice, manici pe cont propriu. Eu... Zic, e groasă, că eram la bătaie, eram pe mijlocul probei, am auzit că e nasol în microfon, după ce am mers eu vreun kilometru așa la vedere, cum se zice, la raliu, aud că îmi zice, dreapta 4, 50, frână pentru nu știu ce, zic, n-are cum să mai știe ăsta, unde dracu suntem. Și văd că se leagă, știi? Și omul, în timp ce a vărsat, era cu mâinile în caiet și urmărea paginile și caietul și dictarea și n-a ratat un viraj. Da, sunt multe povestiri cu pene, cu trei pene pe la Cluj, cu multe. Da, cred că sunt multe. M-am plecat cu mașina de curs, ne-am întors pe platformă la etaj. Și... Cred că multe, iarăși ajungem la partea de ce ar mai fi în plus, ce ar trebui, ce nu știu ce, dar iarăși ajungem la bani. Partea asta de vlog, că tot e la modă și tot se uită lumea și tot ăștia mici au niște oameni așa care, dacă mi-a zis ăla, gata, mi-au BMW, că e nu știu ce. Cred că partea asta ar atrage mai mult oamenii, adică eu mă tot uit la MotoGP și MotoGP o are, na, MotoGP naibii, bugete, nu discutăm, știi? Și au niște povești din astea, din spatele curselor, cu niște oameni care se clasează pe 25. Adică niște oameni care nici nu-i știi, nici nu te interesează. Dar poveștile lor sunt atât de mișto și filmările și ce înseamnă acolo în boxe și ce înseamnă... Adică tu îți dai seama dacă aveai toate chestiile astea filmate și puse undeva, să ai om care să poată să facă asta și tu să-ți permiți să-l plătești, să știi și să-ți imortalizeze toate caterincile astea, nopțile... Reparațiile, stricăciune, supărările. Apropo de chestia asta, cel mai de succes video de ale mele de pe YouTube e unul care se numește Behind the Scenes. Și chiar am făcut, adică a fost o idee originală, n-am copiat după ceva, dar asta mi s-a părut mie în momentul ăla când lipsea din tot ce postasem vreodată pe internet. Și am chemat un prieten căruia îi mulțumesc că m-a ajutat la momentul respectiv, și acum mă ajută când are ocazia, Puia. Și efectiv l-am pus, filmează tot ce vezi tu că se întâmplă în parcul de service, că vorbesc cu oamenii pe traseu, tot ce prinzi, nu vrei să știi cât material a filmat într-un weekend, și l-am pus cap la cap, știi? Și am făcut un video și are vreo 900.000 de view-uri. Da, dar uite, eu nu l-am văzut, o să mă uit și eu la el. Cred că l-ai văzut, că n-ar cred. Crezi tu? Da, pe n-ai cum. Cine știe? La 900 dar asta de zic, știi? Poveștile din spate sunt mai mișto decât cursa în sine. Iar când oamenii se duc acolo și la circuit. Uite, eu mă uit la băieți ăștia. Și am văzut că și voi faceți. Adică eram la Grătar, la Argeș. Și zic, știu că are Radical România pe YouTube, live acolo. Vreau să văd, să văd eu ce se întâmplă. M-am uitat 5 minute. Nu mi s-a părut nimic interesant și nu m-am mai uitat. Mm-hmm. Într-adevăr, eram cu familia, era foarte greu să mă uit. Probabil dacă aș fi stat acasă, m-aș fi uitat decât să văd nu știu ce altceva la televizor. Bă, orice feedback e bun și chiar îi încurajez pe toți care ne văd acum să ne dea feedback în direcția asta. Ce ar vrea să vadă? Da,
Uite, am făcut anul trecut ceva ce nu mai făcuse nimeni până acum, cu Teo, care e aici cu noi în cameră. Da. Am făcut un... la fiecare etapă de coastă făceam un scurt flash news. Da, 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 mă uitam, bravo. În care da. Povesteam tu ce oamenilor, mă întrebau oamenii, bă, dar da. N-am unde să văd, n-am, da, vreau da, să da, știu da, și da, eu, știi? Da, foarte mișto ăla mi se pare, pentru că, îți repet, tu ca spectator vii acolo și te uiți și nu înțelegi nimic, adică, ok, e Mirea primul. Ok, Mirea știm, merge tare. Mirea știe toată lumea, e normal să fie primul. Dar nu știi de ce ăla e al treilea, de ce e al doilea, de ce Mirea, de ce a ajuns Mirea al patrulea, adică da, da. Niște lucruri care n-ajung la oameni și atunci ei se uită pur și simplu, trag niște concluzii, bă, n-a fost spectaculos, nu s-a lovit nimeni. Știi? Că da. Asta e, știi? Nu s-a lovit nicio mașină, n-a fost nimic spectaculos. Legat de, știi? Legat de asta ce ziceai că te-ai uitat și nu ți s-a părut ceva atât de da, mișto, da. Din păcate sunteți și voi cât de cât în domeniu mai nou. Și știi ce înseamnă să faci un live și... Da, mă, nu. Este de mega apreciat. Deci este de mega apreciat. Adică și noi ne-am dorit să facem, să fie și camere live în boxe și așa, știu, dar nu erau, se poate. Știu, chiar știu, orice. Nu, eu am spus că ar fi mișto și ar aduce un plus dacă s-ar putea și financiar. Că e să vină niște oameni să filmeze, să editeze. Timp! Că ori avea 18 ani și o fac de plăcere, ori avea, dar nu. Da. În sfârșit. Și asta spuneam, știi, că... Na, contează toate chestiile astea și toate plusurile astea și toate behind the scene-urile astea și toate problemele voastre, ca să zic așa. Că nu e, știi, oamenii întreabă, domne, cum e viața de pilot? Păi ce, e grea, am copil, am nevastă, am familie, am lucruri, da. Am de câștigat bani, am, adică majoritatea oamenilor... Da, e orice ai zice când te întreabă cineva și... Pare că, la un moment dat, pare că te plângi, de că dacă începi să-i povestești ce sacrificii faci, da, n-ai cum să înțelegi, adică e greu să înțeleagă unul din exterior ce sacrificii ai făcut, de multe ori să ajungi la o etapă sau să nu renunți la un an să, de coastă, să vii cu bani de acasă, să. Da, asta zic. Probabil că sunt unii care sunt mai înzestrați de acasă, familiile lor au avut da. Mai multe lucruri și probabil pentru aia viața e mai simplă, dar nu pentru toată lumea e așa. Legat de copiii ăștia care întreabă, exact cum ți-am spus, e alt entuziasm la 20 știu, de ani, da. 21 și altfel digeri nopțile nedormite, altfel digeri mâncarea puțină, altfel digeri, nu știu, da, anumite da, sacrificii da. Pentru a merge, a te da și așa mai departe. Poate... Eu, de exemplu... Că să nu par ipocrit că că îl îndrum pe unul să nu se apuce. A, da. Eu mă gândesc serios dacă să mă apuc de film, să-l bag în chestia asta, știi? Adică de multe ori mă gândesc. Păi dacă... nu cred că e la alegerea ta, sincer. Nu, dar... Adică nu cred că tu poți să faci în așa fel încât să nu-i placă lui. Dacă îi place, o să-i placă și n-ai ce să faci împotriva da, asta. Da. Dacă nu o să-i placă, nu o să-i placă, pur și simplu. Adică poți să-i influențezi cumva, știi? Poți să-l iei pe lângă tine, să-l sui într-o normal, mașină de curse. Că poți să-l influențezi, dar eu sunt ferm convins că influențarea asta nu va face decât să o ia mai repede sau mai târziu. Da, corect. Fiind băiat, exact cum vorbeam mai devreme, e greu să nu-ți placă mașinile, din punctul nostru de vedere. Și atunci, având asemenea exemplu, îmi vine greu să cred că nu va urma pașii. Dar da. Știi cum e. Au fost și cazuri în care... Da, tot la fel de pasionați, cu băieți care n-au nicio treabă, nu îi atrage nu, ideea. Da. Nu e nimic greșit în asta, Doamne corect. Ferește. Dar asta spun. Dacă da, asta zic, dacă... ca mindset, ca la ce mă gândesc eu, adică să da. Nu cred nu că... Nu ți-ai setat, mamă, îl fac. Da. Ce fac din asta... Adică, nu, dar la asta legat da, de întrebarea aia, că ce să facă și când am zis că primul sfat la rece ar fi să nu se apuce... Eu mă gândesc personal la chestia asta la Fimiu, dacă eu mă gândesc la asta, adică nu zic să da, interpreteze. Mă, da, el o să aibă omul pe care tu nu l-ai avut, el o să aibă da. Experiența ta, el o să aibă toate pârghiile tale, toți oamenii pe care îi cunoști și așa mai, adică viața lui o să fie cum îți doreai tu să ai și da, n-ai probabil. Avut. Și adică pentru el nu o să fie greu pe care tu l-ai avut și sper. Ai trecut prin el, știi că l-ai, ești tu acolo să-l ajuți și dacă nu mai poți da. Să-l ajuți, îi spui, bă, tată, ne oprim, că nu mai putem, adică nu putem să facem... Păi asta e, știi? Mie să ne ajungem acolo pe mai repede decât trebuie, știi, și mai bine nu da, te apuci. Da, știu ce zici, eu cred că direcția e bună, adică nu cred că e cineva pe YouTube care zice de Alex Mirea că, domne, nu s-a mai dat la VTM și, bă, ce rău a ajuns, știi, bun, se dă la aia la Radical, vai de capul lui, vorba aia, da. Îl plâng de milă, știi? Deci nu, bă, proiectele sunt, ai...
lucrurile ți se vor deschide mai mult, ca sigur o să apară alți oameni, o să cunoști, o să apară oportunități. Poate acum vorbim că nu mai dau niciodată la VTM cu turism, mă dau numai cu din astea și nu știu, BMW România și zice... Uite, am contractul ăsta. Încă n-am semnat nicio exclusivitate. De asta zic eu. Se uită SRM și a luat BMW-ul 635. SRM. Am apelat și eu la el și nu m-a ajutat. Nu te-a ajutat. Ce să... Bă, și eu, când am apelat prima dată, nu m-a ajutat. Chiar am apreciat tot timpul și cred din tot sufletul că a încercat să mă ajute, dar nu s-a plecat. Se implică și el. Cât poate, ți-am zis eu, lucrurile nu sunt totdeauna așa cum par. Noi putem să ne facem tot felul de scenarii, că ăla a păstrat suspensia, că așa a vrut el și a zis, da, mă, pula mea pe Alex Mirea, mă, și pe el, i-am luat suspensia, da, știi, nu. Poate nu au fost lucrurile așa, știi? Nu, dar dacă sunt de... Ce? Să vorbiți după două ore, vorbiți voi de SRM într-un podcast. Așa s-a întâmplat, mă, dacă e BMW, nu vezi, e peste tot, ce să-i facem? Na, dacă lucra la Hyundai, nu mai vorbeam despre el atât de des, stai liniștit. Nu știu, ce dracu, Hyundai în România nu există. Da, acum că e în podcast sau nu, chiar sunt de părere că dacă ar fi mai mulți oameni ca și Remet, ar fi multe 100%. Lucruri. Omul chiar e implicat și ți-am spus, dacă, adică nu, știi foarte bine că n-ai cum să împaci pe toată lumea. Poate atunci a fost... Nu, dar chiar am înțeles. Nu te poate ajuta mi-ar pe tine. Mi-ar fi plăcut să se lege, dar nu s-a legat, nu am ce să-i reproșez omului. Omul mi-a zis că încearcă să facă. Da, nu da, da, da. Business-ul e business, prietenie, prietenie, lucruri separate. Dacă ar fi mai mulți oameni ca el, cu siguranță lucrurile s-ar mișca mult și mai bine în România. Părere, dar eu încă cred că sunt oameni care au bugete de marketing pe mână și le fac cu parandărăt. Asta este părerea mea. Sunt firme mari în România care trebuie să aibă niște bugete de imposibil, trebuie să-i oblige ăia de acolo. Băi, trebuie să cheltui banii ăștia. Trebuie să-i cheltui, înțelegi? El în loc să-i cheltuie 5.000, 7.000, 13.000, 2.000, 9.000, 5.000, mă bat eu la cap cu Mirea, cu ăla, cu vine ăla, vorbește Daniel mult, sau vorbește în Street Maniac, lasă-mă un trei țar, mă, că îi dau la 50.000 și îmi dă 35.000 înapoi și uite, m-am dus, am plecat în Bali și m-am salutat. E clar că există. Asta acum cred eu sunt... și că, asta spun, iarăși ne întoarcem la cultură. Ne întoarcem la oamenii care ar avea cultură pentru chestia asta, pentru motorsport, care s-ar duce niște joburi, ar aplica la joburile respective pentru că sunt pasionați de chestia asta și o fac cu plăcere. Și atunci, adică, acum iar devin un boșoroc de la plictisit de care tot povestesc eu din întâmplările mele, când lucram la Porsche, oamenii care erau acolo vânzători nu se pricepeau la mașini și nici nu le plăceau mașinile. O făceau ca un job. Da. Ceea ce nu e ok. Adică du-te mă și fă ce-ți place. Du-te mă și angajează-te la bancă, mă, că poate câștigi mai mulți bani decât vânzător consilier. Adică tu trebuia să-l consiliezi pe ăla să-și ia o mașină potrivită nevoilor lui. Nu trebuia să-l consiliezi pe ăla să-și ia toare, că luai tu comision și spuneai că merge navigația, a mers, că habar n-aveai tu. Și pe aia te dădea la judecată și era bine. Și, știi? De asta spun. Da. Dacă oamenii respectivi ar fi mai pasionați cultură, uite, îmi place, vreau să fac, să ajutăm, să meargă lumea, să fie da, bine. Da, okay, asta am zis tot timpul și eu ca și lucrurile concluzie, ar merge că totul se rezumă la lipsa de cultură. Da, oamenii nu domnesc. Vor să înțeleagă, ți-am spus, nu suntem mai rapizi, dă-i încă capul aia că sunt slabi, oricum mai acolo sunt mai copii de bani, gata, lasă-vă că ei au bani de acasă, bă, nu e problemă, nu știu ce, sunt ei în clanul lor acolo, nu ne interesează pe noi, noi suntem amărâți, pe noi nu ne bagă nimeni în seamă, nu știu ce, asta iarăși spre comunități ar putea să fie, știi, o idee de... Doamne, dacă sunt ăștia care sunteți interesați, nu știu ce, uite, avem o oră în care noi, 7 piloți, ne strângem aici, veniți-mă frate și puneți întrebări. Voi veniți și puneți întrebări, de ăștia, de 16 ani, cine e interesat, știi, se deschide, vine omul. Bă, uite, m-a băgat Alex Mirea. Adică, eu cred că încă mai există chestia asta pe care o aveam și noi când eram mici și te trimitea la după țigări mai mari și ziceai, uite, bă, stau cu ăia mari, știi? Adică, cred că încă există chestia asta și poate vin niște copii care filmează, fac niște story-uri. Bă, eu din Brașov, uite, vin eu la etapa asta de la Brașov, vin eu, sunt, fă-ți fan club, nu știu, fan club Alex Mirea, vin eu, și, adică, îți jur, eu am un grup care se numește Prea Fericiții lui Daniel, de Caterincă, dar sunt 1500 de oameni acolo, știi? Și poate câțiva dintre ei vor să învețe o meserie, de exemplu, la service, sau, știi? Poate, de asta zic, adică, nu sună rău, deschideți-vă către... Ai idee. Da. Băi, ăsta insistă. Și nu e nou, ba da, e nou, bă, trebuie să oprim podcastul că sună Andrei, da, e nou. Da, asta a fost, aș mai fi vorbit încă 3 ore, sunt ferm convins că mai găseam subiecte. Trebuie să facem o... Facem la Rotac, vreau să venim, dar nu pot cu omul, că el merge la Moto RC. Deci, păi momentul și? Care nu o să nu fie se suprapune cu Moto RC. Da, când om putea... Se suprapune cu rest.
când om putea și o fi un Rotac, venim și filmăm și vreau și la Rotac să vin, vreau să filmez cu Hondele, cu S2000-urile, să le fac episoade, să le fac pămâs. Dar la un Rotac. Și atunci cu siguranță filmăm și din mașină, mai punem, mai băgăm, mai nu știu ce. Și păi o să fie radical. O să fie acolo, da. O să, da, o să fie acolo, da. Putem să facem un eveniment, să facem o chestie, nu știu, poate ne gândim la o chestie strict de ceva cu radical sau... Da, putem. Că de regulă la evenimente, la, și la Rotax și la radical, cap e prea mult haos să stai să fii. Sau te bagă în mașină cu Iuhas. Sau cu Iuhas în mașină, îi țiplă, ești nebun. Jale. Da, mă, asta a fost, oprește camera, îți mulțumim că ai venit. S-a oprit. S-a oprit, nu? Nu s-a oprit? Nu, oprește de aici. Oprește de acolo când vrei tu. Îți mersi mulțumesc că de ți-ai făcut timp. Invitație. Și băi, că... de veni ați început. Unde găsește lumea cu Alex Mir? Pe Instagram. Păi ia să ne zic. Ai Instagram? Am. Cum e? Alex. A, sunt la 4700 de followeri, de a nu mai fi nevoit să pun link-uri în bio. Băi, stai un că are aici... alexmirea.ro. Nu mă, Instagram-ul, cum e? Instagram. Alexmirea.ro e pe Instagram, da, asta. Alexmirea.ro. Asta a văzut Alex Mirea la podcast și asta am văzut eu la podcast. Alexmirea.ro e și pe Facebook și pe Instagram și pe YouTube și pe stau aici eu ca să poată să pun omul cu swipe up că face treaba. Hai, să fac și eu. Ca să facă și eu. Să nu mă mai chinui, să mă duc cu link-uri în bio. Da, e tare cu microfoanele astea. Da, nu prea. Da, acolo. Salutăm. Ne vedem. Ce să zic? Zici tu că mulțumim de grație, că am muncit să te grăbesc aici. Mulțumim băieților de la Moto RC, o să venim și în campionat să filmăm acolo, să vă arătăm din spatele scenelor, pentru că mie mi se pare că e mai tare în spatele scenelor decât ce văd oamenii pe pistă. Și o să încercăm să filmăm, că Marius are un contract cu ei și mie mi-e foarte simplu să merg la circuit. Dacă Marius e acolo, să facem și materiale despre moto, că și motocicletele sunt mișto, și despre curse, dar, na, repet, noi tot ce am făcut YouTube despre rally sau cu Adiliescu sau... Mort, așa, bă, slab, rău. Slab, nu au oamenii, nu... Nu, asta zic, nu există cultură la noi, nu... Și asta vreau să spun că apreciez să foarte... Să vezi cum bobă e ăsta acum. Și vreau să zic că apreciez foarte tare faptul că se face live la VTM, pentru că era o discuție în trecut să nu mai fie, că făceau copii aia și nu știu ce, și mi se pare 10 că se face chestia asta. Și iarăși vreau să felicit și Moto RC-ul și voi la Radical că apăreți pe Look Sport. Noi apărem acum pe Pro X, am făcut. Pro X? Mai șmecher. Adică mai șmecher, că eu cred că îl văd mai mulți oameni Pro X-ul decât Look Sportul, la asta mă refer. Da, oricum, e bun, da, e bun. E bine că există chestia asta, da. Și că au venit niște televiziuni care, ok, nu plătesc, nu facem, e greu, dar e la început și e bine că... Bine că e. Că e, da. Și că, repet, eu mă uit. Adică eu dacă stau acasă și văd, pac, ia uite frate ce țiplă aici. Da, au crescut, a crescut și calitatea transmisiilor. Se fac lucruri, da. Nu e ușor. Nu e ușor sub nicio formă. Eu mă bucur că... Și echipamentele astea costă foarte mulți bani. Mă bucur cumva că am fost printre pionierii celor care au introdus chestia asta la coastă. Nu. E adevărat că am fost doar unul dintre oameni care a tras etapa aia de la Reșița când s-a făcut pentru prima oară în live și după ce au văzut oamenii ce se poate face, au zis că n-ar trebui să mai să existe etape fără asta. Da, mă, nu, asta. Ce trebuie. E clar că orice băț îl arunci în online face niște valuri. Da, e bun. E bun. Direcția e bună. Eu sunt sigur că lucrurile vor merge într-o direcție bună. Poate nu cu pași atât de mari cât ți-ai imaginat tu, dar direcția n-are cum să fie proastă. Deci, nu e proastă nici pe parte de promovare, nici pe parte de amploare pe care iau, nici ca amploare pe care iau circuitele și oamenii care vin la circuit. E tot într-o continuă creștere și destul de vizibil. A fost nasol cu COVID-ul ăsta. S-a pus un pic de frână așa, dar... Bă, da, dar să știi că nu foarte tare pentru motorsport. Nu, nu e problemă. Pentru mirea noi. Mirea asta face sacrificii pentru sponsori. Exact. Știi ce zic? Asta cu bluza noi morim. Asta înseamnă. Deci, ca să înțelegeți ce înseamnă și partea de... Avem... Era? S-a încântat sau... Vreau să
Deci dacă, dacă se uită cineva... Avem termometrul la ceas să le zicem cât, ce, câte grade sunt aici? Am eu, da. Stai așa. Dacă la mâna mea 31,2. Cam așa e și camera. Da. Oprește, oprește, te rog. Oprește, că nu ne mai oprim niciodată. Oprește.